Salutări, prieteni, și bine v-am găsit la Sportcast cu Sile, un podcast Orange Sport, sponsorizat de cei de la Betano. Vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. Sperăm să o faceți în continuare. Comunitatea noastră de YouTuberi este din ce în ce mai importantă. Dați subscribe paginii Orange Sport. Astăzi vorbim lucruri frumoase și vorbim de lucruri de suflet, pentru că l-am alături de mine pe Gică Popescu. Mă bucur, Gică, că ești aici, mă bucur că în sfârșit ești aici, că trag de tine de foarte mult timp să te am, mai ales e și evenimentul, da, cu generația de aur, ultima voastră apariție, deși mă oftică chestia asta, că e ultima apariție împreună, aș fi vrut să mai jucați, dar e treaba voastră, voi ați decis. Știi cu ce încep? Cum să ai contract pe masă două zile de la Real Madrid? Deci ai avut contract de la Real Madrid în 1990 după meciul cu URSS-ul. Da. După meciul cu URSS-ul m-am întâlnit cu Mircea Petrescu, care era agent în perioada respectivă, și mi-a zis: uite, am o ofertă pentru tine de la Real Madrid. Ok. Și am zis: păi eu vreau să se termine campionatul european, campionatul mondial, și după campionatul mondial voi lua o hotărâre. Și a zis, ok, dar Real Madrid îl are pe Ruggeri, care termină contractul, și nu vor să aștepte finalul campionatului european, vor să-și pregătească sezonul următor de acum. Problema e că eu nu știam, nu văzusem un contract de profesionist în viața mea, nu văzusem sfătuit de nimeni, nu aveam un manager și oricum eram puțin temător, toată lumea vrea să ne fure, toată lumea vrea să profite de noi. Da? Și nu știam de unde să apuc toată chestiunea aceasta. Aș fi era bani, prima ofertă. Aș fi vrut bani mai mult. Era prima ofertă. Deci Realul a fost primul club care ți-a făcut ofertă. Da, ok. Pentru numele Dumnezeu. Da, și mi-a zis: nu, uite, vorbim cu Madridul, îți lasă contractul și te gândești două zile. Tu voiai mai mulți bani? Nu știu ce vreau. Eu nu știam cine e Real Madrid atunci, Silviu. Chiar nu știai? Nu știam. Păi cine știa atunci? Cine avea dimensiunea reală a Madridului. Corect. Nu, pentru că eu după aceea, ducându-mă acolo, în Spania, am văzut ce înseamnă cu adevărat Real Madrid. Sau jucând în străinătate la cluburi puternice, unde se vorbea de campionatul spaniol, care nu e campionatul spaniol de acum, dar Real Madrid era Real Madrid. Tu ce știai? Adică ce echipe îți sunau ție așa? Milanul, că era cea mai mare atunci. Și de atunci îl vedeam pe sârbi. Dacă aveam în Oltenia, aveam posibilitatea să prindem sârbii cu antenă pe care o schimbăm cu cheia franceză. Da, mă țin minte. Da. Și era Milanul lui Sacchi, acea echipă fenomenală. Cine mai era la modă în anii 80? Juventus? Italia în general. Era campionatul cel mai puternic. Manchester United, dar Spania, ok. Barcelona era... câștigase 92 au câștigat prima Liga Campionilor. Da. Dar nu câștigase Liga Campionilor, o Cupa Cupelor câștigase. Deci nu era la dimensiunea pe care o are acum. Și tu nu știi Realul, băi, cu ce se mănânc. Auziți, normal, Real Madrid, orice pușcă care juca fotbal știa cine e Real Madrid, dar nu aveam dimensiunea lor. Da, corect. Și a zis: uite, ai contractul două zile, ți lăsăm două zile, te gândești și vorbim după două zile. Stăteam cu Emil Sandoi în cameră și aveam contractul pus pe noptiera între cele două paturi. Și îmi spune Emil, mă luam mâna și: te rog, semnează, e Real Madrid, unde vrei să te duci, pe lună? Semnează vreo de Real Madrid. Nu, doamne, las că aștept să se termine. După care a intervenit Juventus, da, și... Deci ai avut și Juve. A avut și Juventus, nu știu dacă era pusă pe masă de un impresar italian. La Terese Termen, cum era? Atunci, era târg de... Era nebunie ce era. După meci era ca la autogare. Sunau telefoanele, stăteam la coadă să răspundă la telefon, că sunau la recepție. Uh-huh. Da? Și sunau tot felul de impresari, tot felul de echipe. Köln, Liverpool, toată lumea. Nu știu dacă erau adevărate, pentru că veneau din... prin anumiți impresari. Dar ăsta era clar Realul, adică aici nu aveai... M-am întâlnit cu vicepreședintele. Nu cu Mendoza, da? Cu Mendoza, deci am refuzat, am zis: nu vreau să semnez deocamdată, aștept. Și am făcut întâlnire, după meciul de la Genoa, trebuia să vină președintele Mendoza. Să ne vedem în dimineața după meci, să negociez, să semnăm contractul. Între timp, Madridul a adus pe
antrenor pe cum le, Toșac. Pe Toșac. Pe Toșac, cu care a fost Gică. Care n-a vrut să aștepte și l-a luat pe sârbu, cum se cheamă, care se dă mai multe autogoluri decât goluri. Nu știu cum se numește. Uite că nu mai scapă numele, aha, da, cu S ceva. Da. Da? Și l-a mai vrut să aștepte să-mi dai ok-ul, l-a luat și la revedere. Și n-am mai venit, nu m-am mai întâlnit cu Mendoza. Am plecat acasă și a venit Eindhovenul. După aia a venit Eindhoven. Bănuiesc că te-ai gândit la, băi, cum ar fi fost să, știi, adică mă închipui că... Probabil că n-a mai fost Barcelona. Probabil, nu se știe. Că, uite, avem dovada lui cu Gică, care a jucat la ambele. Da. Puțin probabil, da. Pentru că dacă aș fi ajuns la Madrid, cred că în proporție foarte mare aș fi rămas mult timp acolo. Da. Mult, mult timp. Da, da, da. Da. Asta e destinul. Da, cum sunt, știi cum sunt momentele și ce înseamnă totuși, știi, ieșirea aia, că oamenii nu realizează ieșirea aia din comunism și necunoașterea până la urmă a realității. A realității. Fotbalistice. Că pentru că noi, cel mai mare rău cu care noi am venit în fotbalul mare este necunoașterea. Da. Necunoașterea a ce înseamnă să fii profesionist cu adevărat. Necunoașterea dimensiunilor acestei echipe uriașe care ne băteau în poartă și noi nu știam. Probabil dacă aș fi fost acum, în acea perioadă, aș fi stat cu ochii închiși și mă uitam la sumele din contract. Pentru că vine Real Madrid, Barcelona, aceste echipe, nu te uiți la sumele din contract. Răducioiu cu Lupescu l-au dat afară pe președintele lui Anderlecht din cameră. Mă l-au dat afară din cameră. Deci el a venit tot așa cu contract și Anderlecht atunci era echipă mare. Da. Anderlecht era una dintre echipele importante. Da, și l-au dat afară. Zic, du-te bă, lasă-ne de aici, că noi avem treaba noastră, ce vii tu să ne încurci. Nu știam. Dar vezi că vorbeai de profesionism și mă uitam și citeam despre tine, că, na, deși te știu de foarte mult timp, știi, citeam și mă gândeam, tu ai avut chestia asta în tine. Deci da, tu îți luai antrenorul de mână la minus 10 grade când aveai 15 ani sau 14 ani și mergeai să faci antrenament. Și vreau să-mi explici un pic mecanismul, adică ce te mâna în luptă, de unde era chestia asta? Pasiune. Pasiune. Nebună. Doar pasiune. Pasiune. Și eu nu concepeam să trec o zi fără să mă antrenez. Uh-huh. Nu puteam concepe. Și mă duceam înainte la stadion cu o jumătate de oră, da? Și având aceste obiceiuri, mi-a fost o lună greu să mă adaptez la Eindhoven datorită rigorilor programului de antrenament. Trebuia să te vii cu o jumătate, minim o jumătate de oră înainte, faci antrenament 10 jumate, cam ăsta era programul, 10 jumate cu 10 prezență. Uh-huh. Da? Facem și noi acum și cred că fac majoritatea cluburilor din România, unii chiar cu o oră înainte. Da. Lucru normal, acum mi se par lucruri normale. Când eram acolo, spuneam, bă, dar de ce trebuie să vin cu o jumătate de oră? Mie trebuie 5 minute. Să vin, să-mi pun feșele și să intru pe teren. Nu. Ei spuneau, nu. În primul rând, respectul față de colegi. Să vii cu ceva timp mai devreme pentru că te așezi. Bei o cafea. Citezi ziarul. Ai desemnat tricouri, mingii, cărți poștale, la. Deci trebuie să vii acolo, să socializezi, să bei o cafea, ce ai făcut aseară, unde ai fost, ce film ai văzut, da? Lucrurile astea creează o familie, că asta este un cuvânt un care vorbește toată lumea, e un clișeu, nu? Dar formează grup, formează o legătură între jucători, încep să te cunoști, da? Unde ai fost aseară? Păi am fost la restaurant, care? Hai, te invit mâine, mergem împreună. Faci grupuri, ești la masă, ești la, nu știu, după meci chiar te duci să bei o bere împreună sau te duci într-o discotecă. Erau pe timpul discotecă, acum sunt cluburi, da? Lucruri care în Olanda păreau normale. Să te duci cu un cunoscut ziarist, da? Într-o discotecă, puteai să bei un pahar de alcool, dar și la 3 dimineața pleacai acasă. În Olanda nu era o problemă asta să ajungi dimineața la 3 acasă, repet, împreună cu un ziarist, pentru că mentalitatea din Olanda era la muncă. Ești la muncă, când ești în timpul tău liber, poți să faci orice. Noi nu te judecăm ce faci în afara stadionului, te judecăm ce faci pe teren. Dar ai un contract și tu trebuie contractul ăla să-l onorezi prin ceea ce faci în teren. Da. E treaba ta că faci. Dacă după ești aia în afara terenului și ai o anumită activități care dăunează imaginii clubului, atunci plătești. Da. Dar dacă ai o viață normală, Romario ieșea în fiecare seară. În perioada respectivă nu erau cluburi doar la final de săptămână.
luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, în fiecare zi undeva era o discotecă, un club undeva unde poți să petreci. Da? Și Romare se ducea aproape în fiecare seară. Știu că te-ai așteptat, tu când ai ajuns acolo, a vrut să te agațe imediat să te bage în discotecă și pe tine, să te bage în programul de lucru. Prima dată când am intrat în vestiar la Eindhoven, da, n-aveam loc și căutam loc. Și m-a luat el de mine, Romeno, ven aquí. Vorbea spaniolă cu mine, eu știam italiană. Și m-a așezat lângă el. Da? Și acolo am stat. Patru ani de zile nu m-am mișcat de acolo. Trei ani am jucat împreună, după care el a plecat la Barcelona și... Dar știu că ți-a dat plasă la prima... Te-a ținut prima, să te aștepte. Da, prima seară... L-a așteptat ceva. Da, prima seară a zis, unde stai? La... Nu-i dau numele hotelului. Poți să-i dai, Holiday Inn. Dai, Holiday Inn. Da, hotel. Holiday Inn, okay. La Holiday Inn era în centrul orașului. Vrei să mergem să mâncăm la un restaurant italian de al unui prieten de al meu? Bă, nu te invita Romario? Sigur că da. La cât? În Olanda se mânca de vreme, la 7. La 6:30, eu postat în recepție, îmbrăcat, aranjat, parfumat, vine Romario să mă invite la masă. La masă. S-a făcut ora 7, din picioare drept, zic, bă, vine omul doar să-i sară în mașină să plecăm. 7:30. O fără un sfert, 8:15, m-am așezat. Zic, bă, uitat. Apare el așa, ce faci, aștept de mult? A, zic, nu, acum am coborât, doar ce am venit de cameră. O oră jumătate. Căzuse fața, uitându-mă după Romario. Lui se părea o chestiune normală, era o persoană care n-avea niciun fel de legătură cu punctualitatea, dar cu disciplina, dar compensa prin alea 30 de goluri care vedea în fiecare an. Când pune... Aici el avea o problemă, pentru că olandezii sunt foarte, foarte disciplinați, pun mare preț pe disciplină, pe seriozitate și nu puteau să accepte această atitudine je m'en fiche, da, pe care avea Romario. Și avea multe probleme. Parca mașina în fața vestiarului, noi toți parca mașina în parcare și aveai de la parcare până la vestiar, maxim 50 de metri. Da? El în fața vestiarului și intra direct în vestiar. Amendă, 25 de gulden în fiecare zi, plătea. Da? Și era o atitudine puțin sfidătoare față logic, de toți ceilalți. Da? Că toți probabil puteau să plătească 25 de gulden, că parchează mașina sau ajung târziu. Da, da. Venea foarte târziu, la antrenament se îmbrăca și ieșea pe teren, plătea 25 de gulden și spuneam că la urmă de asta și a avut cariera totuși, adică deși el l-a prins 30 și mulți de ani, spre 40 de ani, da, jucând, dar totuși el s-a stins mai repede decât ar fi trebuit. Adică el ar fi putut, la ce talent a avut el, Ronaldinho, genul ăsta de, ei la deja spre 30 de ani erau deja ofiliți. Jucau, dar nu mai erau ăia din... Nu, dar nu se antrenează. Eu am jucat și alături de Romario și alături de Ronaldo. Ei se antrenau cu jumătate de măsură. Da? Niciodată nu-i vedeai să treacă la antrenament. Aveau atât de multă calitate, așa de mare valoare, încât le era suficient să facă diferența fără să antreneze. Probabil că de asta Ronaldo, Cristiano Ronaldo și Messi au rezistat vreo 15 ani. Pentru că vin cu două zile înaintea tuturor, la antrenamente petrec mai mult timp, la antrenamente, mă rog, Cristiano și mai mult. 30 de ani în urmă. Vorbim de acum 30 de ani. Absolut. Acum, Cristiano are nutriționist, echipă de marketing, echipă de nu știu ce, echipă fizică, preparator, 7 preparatori fizici. Atunci n-aveai această infrastructură, da, pe care o au mari jucători. Tu chiar ce mâncai, de exemplu, când erai tânăr? Mâncai orice sau adică aveai grijă? Tu cred că ai avut vreodată probleme cu kilogramele? N-ai avut probleme. Niciodată. Asta e o mare binecuvântare pentru un jucător, că sunt mulți care... Pentru că aveam măsură. Totul trebuie făcut cu măsură. Da? Da? Adică nu mâncai din cale... Dar bănuiesc că nu mâncai ce mănânci astăzi. Ca... Când eram la Craiova, mai mult nu mâncam decât mâncam. Făceam mai mult foame decât mâncam. De ce? Pentru că nu am pe ce să mănânci. Știi de câte ori am făcut eu foamea la Craiova de sâmbătă la prânz până luni la prânz? De adică multe ori. Nu mâncai? Ce înseamnă făceai foame? Nu mâncam, adică nu mâncam. De vineri până luni? De sâmbătă de la prânz de la sâmbătă până luni la prânz. Pentru că eu stăteam
în garsonier, într-o garsonieră, îndătuse garsoniere deja, de eram la echipa mare și aveam garsoniere, eram, wow, senior. Da. Și noi mâncam cu echipa mare, pentru că eram în echipa mare, la cantina Facultății de Agronomie din Craiova. Da. Sâmbătă la prânz era ultima masă pe care ne-o dădea, după care ne dea un pachetel. Pachetel la ora 3, sâmbătă la ora 3-4 după masa, era gata. Pentru că și mâncarea pe care aveam o fripturică, cu cartofi prăjiți și o ciorbă. Eram tineri, dai seama, energie multă, la 4, era... mâncam și pachetul. Da. Și de sâmbătă până luni la prânz, când se deschidea cantina, în multe cazuri fericite, aveam acasă la garsonieră un recamier, să se spune. Da. Pe care aveam o vază din lemn sculptat pe care o luasem eu dintr-o excursie când fusesem cu colegii de la liceu din Calafat. Și am adus-o, era obiect de valoare, la mine în garsonieră. Și când veneam acasă, aruncam 25 de bani, 50 de bani, un leu, da? Aha. Și de multe ori făceam socoteala, vărsam vaza cu mărunțiș și strângeam 12,50 lei, era o friptură 11 lei și 1,50 lei un coș de pâine. Și mergeam la un restaurant alăturat unde comandam o friptură, cartofi prăjiți și un coș de pâine. Și coș de pâine, acum să mănânci cartofi prăjiți cu pâine și cu carne, că ești nebun. Asta spun. Nu, carne, carne era puțină, da? Cartofii și pâine multă. Da. Cartofi de ulei mult, să fie ca lumea, da. Să... Și astea erau zilele fericite când găseam 12 lei în vază. Erau zile în care n-aveam și stăteam de la 3 după amiaza, 4 după amiaza, sâmbătă, până luni la prânz de mâncat. Dar doar apă. Știi, stai să... Acum se numește fasting. Chiar, tu ai inventat fasting. Eu am inventat fasting de când ne jucam la Craiova, de când aveam 20 de ani. Da, fasting, da. Se numește, acum stai 36 de ori fără să mănânci. Dar în intervalul ăsta nu jucai, 48. Nu? Adică nu, sau și jucai în... Nu, n-aveam, în perioada în care nu jucam. Eu știu, era întrerupt campionatul sau nu întrerupt. Perioada de pregătire. Da. Era în perioada de iarnă, 3 luni de zile nu se juca. Dar spuneai cuiva sau ți era rușine să spui? Fii atent, la 500 de metri de mers pe jos de la garsoniera mea, stătea un unchi, da? Care lucra la fabrica de bere din Craiova, stătea bine, da? Și în tot timpul mă invita la masă și de rușine nu mă duceam. Era rușine, nu știu ce îmi spunea, mătușa mea, fiind-o la noi, era drag, jucam la Universitatea Craiova, era nebunie. Și mi-era rușine să mă duc să mănânc. Și preferam să stau nemâncat 48 de ore. Incredibil. Știi, astea sunt povești, dar până la urmă știi poveștile astea, pentru că nu, e clar că nu ești singurul. Din generația asta a voastră, care a trecut prin tot felul de episoade de astea, dar astea v-au întărit vouă foarte mult personalitate, caracterul, da? V-au făcut pe voi și să vreți mai mult, să aveți foamea aia de pentru că tu știai, eu dacă muncesc bine pe teren, eu atunci am rezultate, dacă am rezultate, atunci pun ceva pe masă și nu mai trebuie să trec prin chestia asta. Și aveam, toate aceste greutăți ne oferau un grad de suportabilitate mult mai ridicat. Adică eram obișnuit să ne chinuim. Închipuiți-vă mâncam. Copiii tăi, da? Închipuiți Nicolae, asta să-l treci prin așa ceva. Sau eu pe fiu meu. Bă, de sâmbătă nu ai nimic de mâncat până luni dimineață. Sau până luni la prânz. Eu le povestesc astfel de momente, da? Și se uită cu respect, dar... Nu înțeleg. Cum asimilează asta? Păi zice, bă, tata bate câmpii, mă, să stea nemâncat 48 de ore. Stau și acum. Asta că vreau. Da, fac fasting 36 de ore pentru că vreau eu, înainte de foame. Ești cu fastingul? Faci fasting? O, 36 de ore? 36 de ore. Nu mănânci nimic 36 de ore? De astăzi, seară, până mâine, poi mine dimineață. Ești nervos în fasting? Nu, absolut deloc. Nu? Ești zen, așa? Absolut deloc. Nu știu, că e dacă nu-mi dai de... De aici ține totul. E dacă nu-mi dai de mâncare, devine agitat. Nu, nu e. Totul este aici. Fă o dată, o faci a doua oară și te obișnui. După aia devine obișnuință. Spune-mi un pic, înainte de... Că avem și de naționale de vorbit, avem de atâtea. Vorbește un pic de copilărie. Citeam la un moment dat o chestie cu sifoanele. Deci că erai sifoane, te omorau... A fost coșmarul copilăriei. Coșmarul copilăriei, că erai sifoane. Aceam la sifoane. Alea grele, verzi?
Ăla de 3 litri. De metal sau de sticlă? Ăla de... Era de sticlă. Și cu plasă, sârmă aia, nu? Da, cu plasă, plasă de sârmă. Plasă, da? De sârmă în jur. Și aveam un sifon de 3 kg și două mici, decât un litru. De, da. 3 litri și de un litru. Și veneam acasă de la școală și tata, păi n-avem sifone. Știam. Eram normal, făceam cu schimbul. O dată sora mea, eu a doua zi. O dată eu, o dată ea. Dar cam eu eram responsabil la sifoane și era iarnă și era frig, erau iernile acelea cu zăpadă, cu sifoanele într-o mână. Înghețată de 3, mâna. Da, unde mânuși. Da? Și celelalte două în cealaltă mână. Și ne duceam la piață, care era la 3 sau 4 colțuri distanță, spuneam, nu știu, că erau... Calafatul cred că este unul dintre puține orașe cu toate străzile paralele. Cred că New York mai e așa. Da. Deci New York și Calafat. Corect. Te rog. Da. Da? Și mergeam la 4 colțuri de stradă până la piață unde încărcam sifoanele. Și ăsta era coșmarul copilării mele. Când vedeam sifoanele descărcate, mă îngălbeneam imediat. Era, da, trebuia să mă duc. Și nu-mi plăcea, pentru că zaibărul oltenesc, e greu să-l bei. Acum, mi se pare o nebunie să bei cu sifon. Tu care ești, da, băutor de vin acum, dar pe vremuri, da. Păi nu, era sifon. Un... Da. Da. Cum să bei fără sifon, nici nu exista. Da? Și tatăl meu, în fiecare seară, da, când mânca, este omul care mânca și bea exact cum scrie la carte. În timpul mesei mânca foarte, foarte încet, nu se atingea de băutură în timpul mesei, termina, nu era desert atunci, termina de mâncat, da, da? Și bea două pahare de vin. După deci ce era tipicar, era, avea, da, aceeași, nu, da, avea rutină. Avea o rutină incredibilă. Dar de ce nu era desert? Păi de unde desert? La Calafat în... Nu era desert. Duminica. Nu făceau prăjituri? Duminica. Femeile? Duminica, nu. Duminica mama făcea plăcintă, clătite, dar numai duminica. Duminica era ziua în care se mânca pe alese, adică se tăia o găină, ce găseai de iurte. Da, era o zi, zilele de ziua de duminică, ziua era, de duminică era special, care, era de mers, da, la biserică, era, adică era... Nu era așa cu biserica, nu? Mama se ducea, mama a fost tot timpul o dujitare a bisericii de când eram noi mici și mergeam la biserică, dar veneam de la meci, jucam cu Dunărea Calafat la ora 11, ajungeam la 1 acasă și de-abia așteptam să vedem ce a gătit mama, duminica. Da. În restul zilei te mai cărpeai așa, mai... Când... Sănătos, mâncare de mazăre. Dar atunci erau cu verdețurile... Ați avut și avantajul ăsta, pentru că voi ați mâncat sănătos. Mâncat sănătos. Adică carnea era, din... găina era găină, nu că, din curte. Nu că voiam. Nu. Că n-aveam. Bă, nu pentru că... Da, da. Nu și era. Pentru că era mâncarea curată. Adică nu era... era, dar nu era. Probabil dacă am fi avut posibilitatea să mâncăm zilnic carne, mâncam. Nu exista această posibilitate. Când ți-ai dat seama de... Când ai început să-ți conștientizezi talentul? Și adică a existat un moment anume și când ai realizat, băi, stai, din fotbal pot să fac o meserie, adică asta... Asta, da, asta după Revoluție. După Revoluție. Da. Dar că am talent, știam de la junior, eram capitan de echipă la junior, eram capitan de echipă la școala generală, după aceea jucam junior în teren la 15 ani, la Dunărea Calafat. Da. Dar în Liga 3-a, am fost convocat la un moment dat la echipa națională de juniori, dar ne-au chemat și după aia când am ajuns la București a spus că a fost o eroare, dar ne ține în contact, eram pe o listă cu jucători pe care îi urmărea Federația Română de Fotbal, după care am plecat la Craiova și de atunci tot parcursul, doar 6 luni, am ajuns în vară la Craiova, și am dat examen și dacă nu intram la școală, ne întorceam înapoi. Da? Pentru că era important să luăm treapta a doua. Am dat treapta a doua în Craiova, am plecat eu cu Giurcă, cu un coleg de-al meu de la Calafat. Am stat 2 săptămâni la el, la o mătușă de-a lui, în apartament. Am învățat, eu am intrat și am rămas am rămas să dau probe la un antrenament cu Neațăcă Zanfir, Dumnezeu ți-l ierte, și s-a întors înapoi la Calafat.
Și am făcut un singur antrenament și după un sfert de oră, jucam 5 contra 2, a venit o minge la mine, am lăsat-o să treacă și am dat călcăiul în spate. Și ne-a zis că a zis suficient. I-a fost de ajuns. Și am oprit antrenamentul după 15 minute. A zis gata, e suficient, dați-o la vestiare, rămâi. Am înțeles. Ce om, atât. Ce om important a fost în viața ta, da, Țică Zanfir? Dânsul a venit la tata, l-a convins pe tata să mă lase. Nu voia tatăl să te lase? Nu, am fost la un turneu între licee, uh-huh. Eram cu echipa liceului, am jucat pe terenul de zgură de la stadionul central și acolo m-a văzut Nea Țică, după meci m-a chemat la el. A, deci a fost scouting, adică te-a văzut, da, cum se făcea pe vremuri. Făcea pe vremuri, da. Da. M-a văzut cum te numești, de unde ești, așa, 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 bine. Și la câteva zile după turneu a venit acasă. Cu olsitul, avea un osit alb, a parcat în fața casei și când l-am văzut, l-am înlemnit. Era Nicolae Zanfir. N-aveam informații, dar știam cine e Nicolae Zanfir. Da. A venit, a vorbit cu tata bucuros, da, mama nu că vrea să fac liceul militar, să mă duc la Sibiu să fac liceul militar. Mă deci ăsta era... Tata. Ăsta ar fi fost... Ăsta era Gică Popescu, da, dacă nu era fotbalist. Da, dar tata, cum câștiga toate duelurile în familie, unul la Popescu, unul la unul, n-avea cum să câștige mama. Da, m-a zis, nu, mergi la Craiova. Dar trebuia să dau examenul, în treapta a doua. Am dat examenul, am intrat. Și după aceea am rămas acolo. După 3 luni de zile am fost pentru prima dată când erau meciurile echipei naționale, jucătorii care veneau de la lot nu se antrenau. Și de obicei se făceau un meci amical cu constructorul Craiova și completau de la juniori. Și atunci am fost pentru prima dată că m-au luat 13. Pe mine, Zanfir și Badea. Și cu cine ai jucat? Cine era? Am jucat la... în echipă, asta zic, cu cine? Da, cu Adrian Popescu, cu Boldici, cu Tilihoi, care nu mergea la echipa națională. Bănuiesc că te uitai la ei ca, da, la... Vai de capul ca meu. La icoane. Păi eu nu o să uit niciodată când a venit Halagian, da, la Craiova și a luat 5-5 în cantonamentul de iarnă. Cum se ia și acum, de echipa mare iau juniori în cantonament. Și ne-a chemat de la vestiarul de Tinere Speranțe în vestiarul echipei mari. Ne-am îmbrăcat și pe noi în niște fâșuri albastre cu piept alb, nu o să uit niciodată. Și când am intrat în sanctuarul Universității Craiova, vestiarul Universității Craiova, era ceva așa. Noi treceam când eram la junior, ne duceam să luăm echipament și mai băgam capul așa să vedem în vestiarul. Zic, mamă, aici să te spăracă, monștri, da? Monștri, da? Eu mi-aduc aminte când căsărim de la una în alta, când pleca tata în delegație la Craiova, mă rugam să mă ia și stăteam ore în șir la policlinica sportivă să treacă un fotbalist. Poate vine. Și veneau tot timpul. Se întâmpla să vină câte un jucător. Mă ridicam de pe bancă, ștăceam pe lângă ei să le simt mirosul, să le aud vorbind, pe cuvântul meu. Stăteam ore întregi, da, să văd jucătorii Craiovei. Da. Și am intrat atunci în vestiar și dacă nu mă lua Băcu de mână să întreb, Calafat stă aici lângă mine, cred că leșineam. Așa spunea Calafat, da, spunea. Așa mai zis, Calafat stă lângă mine. Și m-a tras, el stătea chiar atunci când intrai în vestiar în dreapta. Și m-a tras, m-a așezat lângă el și nu puteam, vedeam totul albastru, da? Și nu putea să disting care e Cămătarul, care e Cârțu, care e Ștefănescu, care era... Balaj nu mai era. Nu mai era. Balaj și Crișan nu mai erau. Nu mai erau, dar rest, da, toți. Cu Ștefănescu, Nerile, Tilihoi, Ungureanu, Irimescu, Balaj și Jolgău, Cârțu, Cămătarul, toată trupa. Beldeanu era încă. Da, Orică Beldeanu. Da? Spun, n-am avut aer. Cred. Nu o să uit în viața mea acel moment când am intrat în vestiar și am văzut marea aceea albastră de uriașe, de jucători, da, uriași. Știi ce cred? Cred că sentimentul ăsta, poate că greșesc, dar tu fiind acum și la farul și având, cred că sentimentul ăsta nu era firesc. Pentru că ajungeai atât de greu acolo, într-un vestiar de la... Și așa, tocmai ajungând atât de greu, astăzi se ard mult mai repede etape și e mult mai ușor de ajuns într-un vestiar decât era... Când ajungeai acolo într-un vestiar, bă, tu știai că... Păi de mine, că ai valoare... Și că ai ajuns undeva unde se ajunge atât de greu.
Silviu era capitanul naționalei de juniori. Da. Pe acum capitanul național de juniori joacă în echipa întâi de mult timp. Atunci să intri în vestiarul Craiovei, păi stai pașaport diplomatic, mă, ca să intri în vestiarul ăla. Era așa ceva. Era visul oricărui copil care trăia în zona Olteniei. Să ajungă vreodată în pătratul ăla de la, nu știu dacă știi, centralul. Intrai la vestiare și era pătratul acela. Oate se desbăcau sus și vestiarul știu, pe mare știu, jos. Și era un pătrat acolo. Știu. A să ajunge acolo, ce era, era visul oricărui jucător care se apucase de fotbal, juca pe la școala sportivă sau școala sau la Universitatea Craiova, la Tineret Speranță sau la juniori. Ți-a fost greu așa să te adaptezi la seniori? Că sunt mulți jucători care îmi spun că la început e un șoc de ăsta de forța, viteza... Nu. Nu? Nu cred. Nu cred că am avut nu. Vreodată vreo problemă de adaptabilitate. Ce era foarte greu era faptul pentru că erau foarte răi. Adică dacă îți permiteai să-l driblezi pe Negrilă, pe Ungureanu, pe Tilihoi, te alergau prin stadionul ăla până te prindeau. Nu aveai voie să-i driblezi, nu aveai voie să dai gol. Ți-ai luat bătaie? Nu mi-am luat. Nu ți-ai luat bătaie? Nu mi-am luat bătaie. Dar în jurături, vai de capul meu. Multe, că nu suportau să-i driblezi, nu-i suportai să-i atingi. Era, știi cum era, disciplină, era, nu respiram. Când mergeam în cantonamente, când luam un cantonament cu ei și jucau remi, să steam pe lângă ei, nu respiram. Ca nu cumva dacă să... Dacă spunea cineva că e sete, nu termina de spus și eram cu apa aici. Să spună... Cum înțeleg, de exemplu, că Tupeu avea Petrescu când a venit la Naționala de Tineret, unde erai tu capitan. Nu, dar juniori. Sau de juniori. Da, dar Petrescu a venit, eu eram capitanul național de juniori. Și Petrescu era novice. Petrescu a venit pentru prima dată și el atunci la un cantonament la Plopeni eram. A venit direct în vestiar, am ieșit afară și făceam alergări. Dădeam ture de teren. Și el pe exterior, da? Și a luat-o puțin mai în față, așa. Am zis, bă, o iau un metru, doi, el o ține pe lui. Și zic, băi, alo, băiețaș, vezi că hățurile sunt la mine, mă. Ține, mă, hățurile pentru tine. Bă, zic, cine e ăsta, mă? Da, așa, pe hățurile pentru tine, mă. Da, pentru mine? Termină antrenamentul. Nu eram trinși la masă, mai era un loc liber. Vine el, modest, și zic, tu, vine aici. Din clipa aceea, prieteni pe viață. Nu s-a mai rupt. De atunci, a rămas acolo, am apreciat personalitatea pe care avea, să vine cineva să spună că nu exista. Doar dacă erai din același aluat. Adică da, tot din... eu când l-am văzut, wow, zic, ce bine. Dar după aia l-ai văzut și punând piciorul pe minge și ți-ai dat seama aia, că... Da. Că și era Dan, atunci era și Jercălău, care era foarte, foarte bun, mai era Cristi Sava, care juca și el fundaș dreapta și... Dan era la început, era... Atunci începea să crească. Era Jercălău, care juca la Dinamo și juca și la echipa mare... Dan nu putea joace la Steaua pentru că era Iovan. Da. Putea să-l împrumutați pe la Ol și el și Ilie Dumitrescu. Și el și Ilie Dumitrescu, da. Da, dar vedeai și era super profesionist Dan. Ți-a ce aminte primul meci împotriva lui Hagi? La ce vârstă l-ai... La Sportul. La Sportul era? Cred. Nu mai ții minte. Nu. Dar era în perioada când juca la Sportul, cred. Avea 17 ani. Aha. 17-18 ani, zică. Cred că atunci am jucat cu Craiova. Voi lui. când v-ați cu Petrescu, când ați ajuns să fiți Când ne-a luat atunci în stagiu militar, da, m-a convins, așa cum m-a convins, e poveste lungă, m-am ajuns să joc la Steaua. La Steaua, pe perioada armatei, pentru că asta a fost înțelegerea, pe perioada armatei, să vin să fac stagiu militar, să joc la Steaua. Și era ziua în care pleca echipa în cantonament în Italia. Cred că aveam viza pusă deja, pentru că just in case mă răzgândesc și vreau să mă duc cu ei. M-a chemat neapoi Iordănescu cu Valentin Ceaușescu la stadion. Erau biroul la stadion la Ghencea. Da. Și mi-a zis, uite, neapoi mi-a zis următorul lucru.
că a vorbit cu Belloni și Belloni i-a spus că cel singurul care poate să-l înlocuiască sunt eu. Și a zis, trec și peste cadavre și te iau. Așa mi-a zis Nepuiu. Păi și peste cadavre, și peste cadavre trec și tot te iau. Și atunci cu Valentin Ceaușescu, care a avut o atitudine super corectă, mi-a explicat că vrem să te aducem, că uite așa aici poți să crești, cupele europene. Steaua era în sfertul, cred. Da. Era campionilor cu Glasgow Rangers. Da. Da, după aia avem meciul dubla cu Benfica. Și am zis, vin, dar pe perioada armate. Ok, pe perioada armate, vii și dacă nu-ți convine, pleci. Bine. M-am dus în garnizoană, mi-am luat hainele, m-am dus înapoi la stadion, autocarul și la aeroport. Da? Și așa am jucat șase luni de zile la Și acolo te-ai împrietenit cu Hagi? În perioada și aia? Și acolo stăteam cu Gică în cameră. Când făceam cantonamente în hotelul din tribună, jos erau vestioarele și sus era hotelul, stăteam cu Gică în cameră. Când ne duceam în deplasare, stăteam cu, cred că era, da, cu Dan Petrescu, că Dan se întorsese. Cu Petrescu stăteai. Cu Petrescu, Ilie rămăsese la Ol, stăteam cu Dan Petrescu. Și Hagi cu cine stătea în deplasare? Cred că cu Gabi Balint. Ah, e posibil. Cu Gabi Balint. Erau foarte bun prieten. Da, evident, toată lumea a vorbit despre plecarea aia, da, ta de la Steaua. Ei nu se ținuseră de cuvânt, adică tu ai zis pe perioada armatei. Și după aia ei n-au mai vrut, pentru că să ajungi în Bulgaria să stai 2 săptămâni... După ce ne-au întors din Italia, din cantonament în Italia, ne-a dat 2 zile libere. Și eu am plecat acasă la Calafat. Da. Când am ajuns în oraș, m-au avut o mașină de poliție, de miliție, atunci era miliția, da? Și îmi spune tovarășul secretar, sunt prin secretar, da. Vrea să te vadă. La sala polivalentă din Craiova era o adunare, ceva, unde era prin secretarul care conducea județul. Nu puteam să spun că nu. Ok, m-am dus, eram cu mașina, m-am dus pe mașina miliției, m-am dus în spate, a ieșit din ce avea eu acolo, consfătuirea respectivă, și mi-a zis Stran Ștefănescu, dar un om pe care eu l-am respectat enorm până ziua în care a murit, pentru că a fost un tip foarte corect. Uh-huh. Și mi-a spus, uite, am primit vezi cum că te-ai hotărât să rămâi la Steaua, că vrei să rămâi acolo, te las cu o condiție. După terminarea stagiului militar, te întorci acasă. Tu ești student, intrase la facultate la Craiova, ești student, tu ai familie aici, aici sunt rădăcinile tale, tu aici trebuie să rămâi, la Craiova. El fiind bucureștean. Da. Da. Și a zis, tu aici trebuie să rămâi. Uhum. Aici sunt rădăcinile tale, aici e familia ta. Tu nu ai ce căuta la București. Aici îmi promis că te întorci? Promit-o, vă secretar general. Tovarășul secretar. Și s-a terminat perioada de la Steaua. Am câștigat campionatul. A fost cupa aceea cu scandal când am ieșit de pe teren. Da, da, da. Nu pierduserăm niciun meci. Steaua era altceva. Cu tot respectul pentru Craiova, dar Steaua era altceva. Jucam alături de Gică, de Pițurcă, de Stoica, de Lăcătuș, de Iovan, de Bumbescu, Dan Petrescu, Majaru, Bălan. Câștigător de Champions League, de Cupa Campionilor, da, despre ce vorbim. Toți acei monștri. Da? Câștigasem și o grămadă de bani și mă hotărâsem să rămân la Steaua. Da. Da. Am fost în vacanță, m-am întors din vacanță, m-am dus la Calafat și mi-am anunțat părinții. Seara. Știi ce? Gata, mâine te întuși la Craiova, nu? M-am hotărât să rămân la Steaua. Cum? Tata. Păi da, știi că e bine, că e un alta. Băi, tu te joci cu onoarea familiei? Tu ai promis, noi suntem oameni serioși. Cum ai promis tu tovarășului secretar de partid? Și nu, noi avem onoare aici. Te întorci înapoi. Nu, 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 nu. Ați avut ceartă atunci? Ceartă, da. Eu aveam mai pusă mașina în curte
Și tata avea afară, dar bloca ieșirea. Și dimineața mi-am dus bagajul să plec la București. Și i-am zis, mama, spune lui tata să vină să scoată mașina. A dat mașina și eu ieșeam din curte. Și când el a intrat așa, știi, ostentativ, să mă lovească comorul, dă-te mă la o parte, mă, că trec prin tine, știi? Nici mi-a zis la revedere, nici nimic. M-am urcat în mașină și am lăsat-o pe mama plângând sprijinită de stâlpul de la poartă. Am ajuns la București, da? Așa, pe drum, dacă am făcut bine, dacă n-am făcut bine, seara mă întâlnesc cu Dan Petrescu și am mers la restaurantul la Coș, la... De la acum, Hovari, la Casa Oamenilor de Știință. Da, acolo. Da. Și zic, băi, cred că mă întorc la Craiova. Ce faci, mă? A doua zi plecam la Forban cu Steaua. Da. Zic, frățioare, cred că până la Craiova, uite așa, așa mi-am lăsat familia, am și o promisiune făcută. Zic, dar te rog ceva, nu spui nimănui că știi de mine, că am plecat, că n-am plecat, spui și tu că nu știu, nu l-am văzut, nu știm, da. A doua zi la ora 5 dimineața, a fost la prânz în aceea zi, înainte de a mă întâlni seara cu Petrescu, sună tata, da, și îmi spune, băi, te rog frumos să te gândești, noi nu ne facem de râs. Nu ne facem de râs. Noi am promis omul ăla, tu trebuie să... Aici sunt rădăcine tale, tu trebuie să te întorci la Craiova. Aoleu, zic, dă-mi două ore să mă gândesc. M-am dus la cantonamentul, la hotelul, cum se numește? Haiducu. Haiducu. Da. Aveam camera acolo. Și m-am pus în pat și nu știam ce să fac. A trecut așa. Sună telefonul jos, au venit, m-au chemat. Și mergând pe drum, nu știam ce să spun. Să mă întorc, să nu mă întorc. Și când mi-a zis, tata, sunt aici la club, e toată lumea din oraș, te așteptăm mâine la ora 12 aici. Te rog frumos, nu putem să ne batem joc. Noi suntem o familie serioasă. Fai de mine. Pua, presiune pe tine. Mare. Asta presiune. Și mi iese, bine, ne vedem mâine la 12. Mă duc în cameră, seara cu Dan Petrescu, îi spun dimineața la ora 5, prin spatele hotelului, mă urc în mașină, la Craiova. Te-ai dus prin spate. Da, era spate, o ieșire, da. O ceva sau da, cum. Da, parca mașina în spate. Era parcare în spatele hotelului. Da. M-am urcat în mașină la ora 5, Craiova. Am ajuns la Craiova pe la 12. M-am dus la club. Era toată lumea strânsă. Da? Dar tu erai dezertor? Că ei așa au prezentat situația. Ca și cum ai fi fost dezertor. Că nu terminai. Nu semnase ăla de... Da, și că m-a făcut să sergent major. Asta am făcut deja sergent major și eram sergent major care... Deci tu erai deja cadru militar, de fapt. Adică nu ți-i spășise-i perioada de așa și după aia? Da, deja sergent major. Da, ok. Și m-am dat la stadion, nu le venea să cred, am dat la club, m-am dat la stadion, mi-aduc aminte că am ieșit, vezi, sunt flash-uri pe care le ai din viață, unele care îți rămân indiferent ce s-ar întâmpla. Da. Și când am ieșit cu Sandu, eram ultimii care am ieșit din vestiar, erau 200 de oameni la central. Nu s-a întâmplat niciodată. 200 de oameni la un antrenament al Universității Craiova. Și în general, în perioada aia, nu prea era complicat să aduni 200 de oameni. Nu prea se adunau, nu prea ai lăsat regimul. Am ieșit, au început să aplaude, mă rog. Și după aceea a început nebunia. Alergătură, că sunt fugari, că sunt dezertor. Dacă ești dezertor, de fapt, că aici era problema. M-am făcut 2-3 antrenamente, după care tot primeam semnale că vor să mă aresteze. Și la Peneață că Zanfir, m-am urcat în mașină și ne-am dus la Govora. Așa a zis Neață că să mergem la Govora. Puteam să mergem oriunde altceva, în Poiană, în Bredeal, nu știu. Da. Da? Și ne-am dus la Govora și ne-am antrenat 2 săptămâni. M-am antrenat singur, m-am legat Neațăcă pe șosea și treceam era ora 12, o căldură și era traseul pe care mi-l dădea era pe lângă un ștrand. Fete la ștrand, și eu alergam și plângeam. Exact. De ciudă, plângeam. După aceea îmi dădea pante, să fac pante. Ajungeam sus în vârful pantei, începeam să plâng. Veneam jos, m-am chinuit rău de tot. Alea 10 zile a fost... Dar n-ai fost în Bulgaria? Cum s-a zis? Da, după care ne-am întors înapoi la Craiova, vezi că te arestează. Fugi în Bulgaria. Am fugit în Bulgaria, cum ai trecut în Bulgaria? Sau...
treceai, nu, în Bulgaria treceai fără. În Bulgaria treceai fără probleme. Da. Ok, nu. Ne-am nu întors din Bulgaria și am zis, băi, trebuie să joc un meci, două, trei, pentru că așa degeaba am venit. Da. Și am plecat la Petroșani, era un turneu la Petroșani, unde era și Universitatea Craiova invitată. Uh-huh. Am mâncat cina și am ieșit la plimbare. Da? Am ieșit la plimbare, vine masorul repede înapoi la hotel. Păi de ce? Au venit să te aresteze de la Craiova. A plecat om două mașini, vezi că a plecat un old seat de curse care vine, te duci în camera cu tare, ăsta e semnalul la ușă, nu deschizi decât la semnalul ăsta. La 11:30 seara, semnalul în ușă, am ieșit prin spate, în old seat, la Craiova. Și am stat ascuns până înainte de ultima etapă, de prima etapă din campionat, la Bihor, prima etapă, și am plecat cu charter, da, eu cu bodyguards după mine, bodyguards fiind neațăcă, unchiul meu de la fabrica de bere și tata. Le era frică și de o găină dacă săreau ce bodyguards. Ce bodyguards. Am ajuns, a coborât echipa din avion și am rămas în avion încă vreo două ore de frică să nu... Să nu cumva da. Să... M-am dus la hotel, s-a dus echipa la stadion, eu m-am echipat în hotel, da? N-am făcut încălzirea și când a ieșit echipa să înceapă meciul, și eu, hop, și eu în teren. Pentru că odată intrat pe teren și jucând un minut, nu putea să mă mai ia steaua. Nu te mai putem. Ulterior mi-a spus adică Danielescu, că a spart radio când a auzit formația, a dat și a spart radio. El spera că nu joc. Da? Da. E, după aceea, văzând că nu pot să mă transfere cu forță, au început cadourile. Și prin fiecare lună, în fiecare lună, primeam câte un video cadou de la Steaua. Era... Fenomenal! Video era ce 50-60 de mii. Luai o mașină. Două video era o mașină. Era nebunie, mă, cu video. Câte un video cadou în fiecare lună primeam de la Steaua. Puteai să-ți faci de aia, de înregistra filme, toate că era șmecherie pe vreme. Toate neamurile mele aveau video. Da. Că nu le vindeam. Nu, pe ce să faci? Nu, vindeam cadou. Și, da, nu știam, nu aveam... Era business cu casete, era șmecherie era mare pe vremea. Și le dăm la neamuri video. Deci erai Dumnezeu, când veneai cu tu video, erau... Da, video, dar puneau video și se uitau la televizoare alb-negru. Că nu erau alea acolo, alea de unde, n-aveai. 88 primul meci la Național. Nu? 88? Da. 88, da. Albania? Albania la Constanța. 3-0. 3-0, da, titular. Imienei antrenor, da, selecționer. Selecționer și atunci am rămas titular toată viața în echipa națională. Ai avut emoții la primul meci la echipa mare? La Naționala Mare? Naționala Mare. Emoțiile le-am avut la fiecare meci al echipei naționale. Aia da, dar debutul e întotdeauna... Debut. Îți aduce aminte dacă voiai să joci sigur, voiai să dai primele pase să mi-aduc fie... Mi-aduc aminte că am jucat cu numărul 10, am debutat cu numărul 10, pentru că plecase Loții Beloni și eu Loții lăsase tricou cu numărul 10 și după meci îmi spune Gică, știi ceva, de la meciul următor... Ia 11. Hai, că jucat cu 11. Hai, 11. Aștept numărul 10 de mult timp. Aha. Da, că nu. I-am dat imediat. Ia numărul 10. Și de la meciul următor am jucat cu 11. Da. Da, voiați... Asta e interesant. După aceea, că după debut am jucat meciul din Bulgaria, 3-1. Da. De calificare. Da. Da. Voiai să pasezi sigur la început? Adică la primul meci ai că să fie totul, să nu cumva să ai vreo fisură. Defensiv. Să joci defensiv, unde jucam, am jucat central defensiv foarte bine și acolo. Da, fără să greșești. Fără să... Asta e debutul. Da. Asta e debutul. Și am jucat un meci corect. Am jucat foarte bine după aceea în Bulgaria, tot la acea poziție. La 3-1. La 3-1. Și atunci... Și după aia a început... Încredere. Uh-huh. Jucam senzațional la Craiova. Da. Mie perioada Steaua mi-a prins. Ălea 6 zile mi-au schimbat în totalitate viitorul. Mentalitatea sau ce? Felul în care vedeai... Când m-am întors la Craiova, eram alt jucător. Aveam o personalitate incredibilă după ce am jucat semifinale de Liga Campionilor. Câștigasem campionatul, jucasem lângă monștri care câștigaseră cu 2 ani în urmă, 3 ani în urmă Champions League.
Deci aveam o personalitate incredibilă. M-am întors cu totul și cu totul un alt jucător. Ia uzi, ce chestie. Da, incredibil că m-a ajutat cele 6 luni de zile la Steaua. Ce înseamnă impactul, știi, până la urmă un moment de ăsta. Și nivelul la care jucam, Liga Campionilor. Și după aia bănuiesc că în viețile, de fapt, aia e evident că în viețile tuturor, dar bănuiesc că și pentru tine după aia a fost meciul ăla cu Danemarca 89, la, când câștigăm 3-1 pe Ghencea și ne calificăm la Cupa Mondială și mă gândesc că și ăla... Adică ăla mai pune o cărămidă în personalitate, în încredere. Cu 2 săptămâni înainte de meciul ăla, am jucat cu Universitatea Craiova la Sportul. Sportul care avea totdeauna arbitraje senzaționale acasă și te tocau. Cu Gino Iorgulescu, cu Nașu, Mircea Sandu, cu toată echipa aceea mare a Sportului. Paul Cazan? Da. Și este accidentat în minutul 30, genunchiul praf. A doua zi ne-am reunit pentru pregătirea meciului cu Danemarca. N-a fost dublă? Am pierdut în 3-0. 3-0? Da, și după aceea, la 2 săptămâni, am jucat la... Pe Ghencea. Pe Ghencea, da. Genunchiul praf. Ne-am dus în cantonament. Mă chinuiam să fac alergare ușoară. Da? La piciorul stâng, cred că aveam. Nu, la piciorul drept. Ne dă 2 zile libere, ne întoarcem în cantonament și pe terenul 6 la Ghencea făceam centări, n-o să niciodată, era, ploua foarte tare afară. Și vine mingea și vreau să dau cu stângul, cu exteriorul la poartă și dau un pământ. Și la genunchi celălalt, întorsă. Silviu, n-am făcut antrenamente deloc, am făcut doar alergări ușoare cu niște dureri groaznice și seara, înainte de meci, ne chema Naomi cu Neaconel Triușin și Valentin Ceaușescu la ședință pentru pregătirea meciului. Nu puteam să cobor scările. Când vreau să fac stânga, să cobor scările, așa, ca un robot. Nu puteam să merg. Și mi-a zis, ce faci? Zic, joc. Pe cum? Joc. Injecții în genunchi. S-au făcut infiltrații. Injecții în genunchi și am jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale mele la echipa națională. Cu injecții. După meciul ăla, sau cu meciul ăla, am devenit pentru prima dată cel mai bun fotbalist al României. Puțină lume știe, știi, fac o paranteză, trec departe în timp. Dar mi-a povestit Burcă. Apropo de chestia asta, de feeling-ul ăsta pentru națională, Ovidiu Burcă îmi povestește de episodul Dinamo. Și îmi zice așa, când erai tu la Dinamo și când multă lume, da, a zis, dom'le, că ce a făcut Popescu la Dinamo, că au fost meciurile alea în care n-ai jucat. Și zice, băi, înaintea nu știu cărui meci, ăla cred că cu Guriță, îmi zice, nu se antrenase 3 săptămâni, ținuse piciorul, nu știu ce rășină, doar pentru că Pui Iordănescu îți spusese că dacă nu joci... A fost să rupt fractură de stres. Așa, și dacă nu joci în meciul ăla... Nu te ia la națională. Și atunci tu ai jucat deși nu puteai. Că asta îmi povestește Burcă, nu e invenția mea. Da, acolo de cameră. Zice, băi, nu, de-abia dăduse rășina aia. Nu știu în ce rășină ai ți-ai ținut piciorul, o chestie de asta. Da, aveam aici la tibie fractură de stres. Da. Și am avut piciorul în gips mult timp. Da, păi eu de asta m-am și dus la Dinamo. Că nu vreau să pierd echipa națională. Că n-ai vrut națională. Asta era motivul, da. Să nu vreau să pierd echipa națională. Noi am iubit enorm echipa națională. A fost icoana carierei noastre. Echipa națională pentru noi a fost ceva așa incredibil, pentru că așa am fost educați, așa am crescut cu tricolorul, cu echipa națională, cu imnul. Așa era educația pe care am luat-o și după 90. Era greu să ne schimbăm. Era aici. Da, a fost o perioadă. Ok, vreau să trecem la o primă rubrică, se numește De Suflet. Vreau să ne uităm împreună la niște poze și o să le povestim. Haideți să trecem la rubrica De Suflet pentru Gică Popescu. Deci, Gică, ne întoarcem către plasma asta și hai să vedem câteva poze cu tine pe care o să ni le prezinte imediat colegii. Prima mea poză ca fotbalist. Asta e prima poză ca fotbalist? Ca fotbalist la Dunărea Calafat și asta era... Aveai mustață? Aia de copil, așa, Cum era vrăbiu sau cum îi spune? Nu pusesem încă lama pe mine, pe față. Cred că asta a fost dream team-ul lui Dunăre Calafat. Aha. Asta a fost dream team-ul. Ce tare e! Câți ani aveai aici? 16. 16 ani. Jucam titular. Erai, chiar, uite... Iar
Omul acela, Ghiță Valentin, este cel care a clădit Brutul, statuia brută, după Aha. care au venit toți ceilalți și au șlefuit. Dar acel, eu îi datorez mult acelui om. Chiar cum ai, apropo de înălțime, da, e 1,88. Da. Cum ai crescut? Până la ce vârstă? Sau ai avut o explozie bruscă sau ai fost de mic, ai fost printre ei înalți? Mai nu, ții minte? Nu mi-aduc aminte. Eu, de exemplu, eu am 1,86, dar eu eram până prin clasa 8-a ceva, eu eram printre cei mai mici. După a explodat. Și după aia, nu mai știu, într-o vară de asta... Ai durut ceva? Nu, dar numai eu jucam, eu să-ți povestesc ție, da. Că jucam fotbal, e de râs. Dar jucam, eram destul de tehnic. Bă, după 20 de centimetri într-o vară, parcă varza nu mai mergea așa, adică nu mai ghidone. Da, avea alte dimensiuni și altă coordonare, adică îți pierdeai îndemânarea, știi? Aveai alte repere atunci. Da, alte repere, altă înălțime. Da, de asta te întreb pe tine cum ai crescut, adică dacă a fost o chestie constantă, firească. Ai fost printre cei mai înalți din clasă, întotdeauna? Am fost printre când ne așeza, știi, după înălțime, păi da, eram al doilea, primul, al doilea, în primii trei, sigur. Am înțeles, depinde, da. Depinde, dar deci eram ai fost timpul, de mic, da. Ai fost înalt. Și da. Deci asta e prima poza mea ca fotbalist, o am și eu. Toți aveau mustață, văd că era, așa erau vremurile. Da, Fernando, capitanul de echipă aici jos. Care? Rămuiu, ăsta din mijloc? Polomec, este al doilea, da? Da. Eu am văzut jucător să lovească cu capul, cum lovea Polomec, Cămătarul, nu lovea ca el. Nu lovea. E dintre jucătorii care lovea cel mai bine mingea cu capul din tot ce am jucat eu, în primii trei. Pă bune? Polomec. Plutea, se uita și o punea unde vroia cu capul. Crede-mă, n-am văzut jucători să lovească mingea pe echipa asta atunci, în primele trei în Liga a doua în România, acum ușor. Fotbaliști imenși, uriași, toți. Bun, hai să vedem, următoarea. Da, cu Romario în cantonament. Cu Romario în cantonament. Citea marca. Își citea marca? Nu, citea el marca. Jucasem cu o seară înainte Real Madrid. Cred, eram într-un cantonament la Cadiz. Ne-a bătut, cred că 2-1, 3-1. Și l-a scos la pauză. Uh-huh. Da? Nu, în seara aia jucam, pentru că l-a scos la pauză și de la stadion a plecat direct la aeroport, s-a supărat. Și a plecat din cantonament. În seara aia a plecat. Da. Citea marca, vorbea despre meci. Și seara s-a supărat că l-a scos la pauză, jucase foarte bine prima repriză, el vrea să plece de la Eindhoven. Și de la stadion a ieșit la pauză, s-a schimbat, da? A făcut duș și după meci era colegul lui de cameră. Da. A dispărut unde e Romario. Deja în ce limbă vă înțelegeați? Adică... În olandeză. În olandeză da, deja. În olandeză, da. Adică vorbeai, la cât timp ai vorbit? Băi, e complicată rău olandeza aia. După 6 e complicat, luni. Mai ales că... Eu știu că... Dar am fost la școală. M-a obligat să mă duc la școală. V-a obligat? Că eu știu așa. Deci unul la mână, știu că ai luase o carte. Și te-ai auto-educat în italiană. De când ne-am calificat la mondiale în noiembrie 89, da? Când am început pregătirea de iarnă cu Craiova, am plecat la Băile Felix și Sorin Cârțu era preocupat de plăcea limba italiană. Și... Armani, Fițe, alea, da, Cârțu. Sorin întotdeauna a avut... feeling pentru Italia. Da, a avut un talent aparte, așa, la toate. Da. Și l-am rugat să-mi dea cartea asta, învățați limba italiană fără profesor. Și în cantonament asta făceam. Mă gândeam, zic, mă duc la mondial, dau interviuri. Eu credeam că totul se întâmplă italiană. Păi ce chestii deșteaptă ai totul făcut? Totul se învață în italiană. Și am luat limba italiană și am învățat limba italiană fără profesor. Asta făceam în cantonamente. Și mi-a prins senzațional, pentru că 6 luni mai târziu mă transfer la Eindhoven și singura limbă prin care puteam să comunic era italiana. Aia pe care engleză. O învățasei, da. De engleză, tu făcusei franceză, rusă, ce făceați? Franceză, rusă, în școală, dar cine făcea limbi străine? Da. Ele erau așa, la și altele. Da. Și Gheret, capitanul de echipă, era capitan de echipă. Gheret, Eindhoven, jucase 2 ani la Milan și vorbea foarte bine italiană. Și comunicarea mea era prin el. Aha. La ședințe, mă așezam lângă el. Și când vorbea Robson, da, el vorbea engleză. Toți în Olanda, belgenii, olandezi, vorbesc engleză, perfect. Da, perfect. Și îmi traducea.
mă gândesc tot timpul, dacă nu... Dacă nu te, dacă te, nu, te punea, știi, dacă n-aveai curiozitatea. Da, dacă nu știam italiană, ce făceam? La un moment dat te descurcai, că fotbalist erai, da, da. Dar... Știi cum? Aveam să... De multe ori când rămâneam doar cu olandezii, fugeam în cameră. A, te, nu te simțeai în elementul tău. Dar nu mă simțeam tău. Încă, pentru că nu puteam să vorbesc, nu puteam, da, să comunic. Da. Știa decât italiană. Când apăra Gheret, lângă el eram. Da. Da? Pentru a putea comunica. Am avut o mare problemă aici. Mare problemă de adaptabilitate, pentru că nu puteam să vorbesc. De asta le spun copiilor ăstora, bă, învățați engleză. Da. Învățați engleză, engleză vorbește toată lumea. Da, așa e. Da? Engleză, engleză, engleză. Este foarte important pentru părinți să învețe limba engleză, că nu știu unde te... Și chiar cluburile da, să-și dea... jucătorii să... Ăștia mici trebuie să învețe engleză. Hai, trecem mai departe. Mm? În cantonament în Olanda, lângă numărul 1, numărul 2 și numărul 3 din toți antrenorii din lume. Din lume. El e numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Am înțeles. Restul după aceea. Restul după aia. Da. Ce te-a... Este omul care... Care era primul lucru care... Doi antrenori mi-a dat mie încredere din această oarbă. Sorin Cârțu m-a pus la 20 de ani capitan la Craiova, unde era vestiarul cu multe rămășițe din Craiova Maxima. Giorgău, Irimescu, Boldici, erau Adrian Popescu, Bâcu. Da? Și m-a făcut capitan de echipă și Johan Cruyff. Și Johan Cruyff. A dat o încredere incredibilă acest om. Pe lângă faptul că m-a pus capitan de echipă după 6 luni de zile, lucru de neconceput. I-a luat lui Guardiola banderola. Da, era Bacchero capitan de echipă, prim, Amor 2 și Guardiola 3. Da. Și când ne-a chemat pe 3 ianuarie în sala de lângă vestiar, un singur lucru vreau să vă spun, din momentul de față, al doilea capitan de echipă e Gică Popescu. Și al treilea Amor. Guardiola aude pe listă. Eu credeam că n-aud. Zic, da, la antrenament. Dar sunt vestiar și era liniște în vestiar, așa, adică... Era o chestie bizară. Da, bizară, adică îl scot pe Guardiola și mă pui pe mine, care aveam 6 luni de zile. Înseamnă că ați avut chimie, ați avut... L-a pus pe George să stea cu mine în cameră, mm-hmm, pentru că a zis, este cel mai profesionist jucător pe care l-am antrenat vreodată. Stai și cu el în cameră și învață ce înseamnă să fii profesionist. Deci deja tu te transformasei din jucătura care povesteai că are dificultăți la început la da, Eindhoven. Eram trecusem 4 ani de Olanda. După aia Anglia. Anglia un vestiar cu Klinsmann cu... Sheringham, Anderton, da, Nick Bambi, Sol Campbell, Ilie Dumitrescu. Da, adică aveam un vestiar bombă și la... Chiar și Ilie, la... Ilie te-a contribuit la aducerea ta la Tottenham? Că așa zice, că domne, că am pus o pilă pentru Popescu. Da. Sau e... Poate a vorbit, dacă l-o fi întrebat, normal, că e român și îl întreabă, ce zici de Gică Popescu? Da. Dar cum e? Că ea nu întreabă doar că fotbalistic, s-a uitat la meciul și vedea fotbalist, dar probabil că te întreabă ce fel de caracter e, e serios, îi place dar să pe lucească, în perioada aia n-ai putut să-l strunești un pic în zona ta așa de profesionism, să-l duci și pe el înspre... Am jucat foarte puțin cu Ilie, după care el s-a... Cred că m-am dus în septembrie, octombrie și el la o lună de zile, 2 luni de zile s-a transferat, l-am promutat la Sevilla. El deja nu mai era în disgrații pe acolo. Da, și a plecat la Sevilla și îl sunam și nu răspunde la telefon. O dată, două ori, și îmi răspunde o dată. Și de ce nu răspund, mă, la telefon? Auzi, mă, la Sevilla sunt 25 de grade. La Londra, 0. Și îngheață firul, mă. Nu pot să răspund, nu pot să răspund că îngheață firul. Cu vorbele trece lui. Trece 6 luni de zile, se întoarce la Tottenham, plec la Barcelona. Și sună el. Și sună Ilie. Ce faci, mă, te-ai ajuns? Nu mai răspund la telefon? Zic, Ilie, îngheață firul, Ilie. La Barcelona sunt 25 de grade, la Londra sunt 0 și îngheață firul. Nu mai merge, Ilie. Da, în perioada când am jucat împreună,
era frumos, eram doi români. Bine, tu ai avut, adică cu Hagi, adică întotdeauna ai, sau întotdeauna, practic, după Eindhoven, mereu ai avut un român. Pentru că am avut la Eindhoven, nu. Nu, dar după Eindhoven. La Ilie și după aceea... Barcelona, Hagi, după care Galata... Hagi și după aia tot veneau pe la... Da, mai venit. Am venit. Nu, Adi, eu i-am găsit pe Adrian Ilie. Și pe, Filipescu. Ha? S-au venit după mine. Cred că după mine au venit. Nu mai țin minte. Hagi a fost primul, nu? Da, cred că erau acolo. Nu, Agică și la un an de zile m-am dus eu. Nu, cred că după ce au venit. După aia cred că au venit Adi, Ilie și cu... Ilie și Filipescu. Da, după aceea. Parcă, în fine, e de discutat. Deci Cruyff a fost numerele 1, 2 și... Pentru mine, da. 3 istorie. Și dacă trebuie mulți jucători cu care nu a avut neapărat o relație prea bună, spun același lucru. Da, toată lumea vorbește despre modul simplu în care preda fotbal sau pentru faptul că insista ca lucrurile să se facă simplu, treabă foarte complicată în fotbal. Da, pe asta spune el, cel mai complicat lucru este să faci și să le faci simplu. Uh-huh. Să faci lucrurile simple. În fotbal asta e cel mai complicat. Adică ce te-a învățat concret? Simple. O chestie, să-mi spui o treabă, păi uite, asta am învățat Cruyff, să fac din poziționarea în teren. Da? Lucru care o meternă a jucătorilor în general la noi nu mai vorbesc. Da. Cum să fii poziționat, pentru că avea mare dreptate, prin poziționarea ta în teren dai cursivitate jocului sau îl blochezi. Da. Da? Niciodată să nu stai întors cu fața la poarta ta. Întotdeauna întors într-o anumită poziție, tot timpul cu fața la poarta adversă. Deci asta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am învățat. Nu-ți părăsi poziția în teren. Nouă ne-a spus în Mondialul din 94, când ne-am dus mister noi, 94, slabi, dintre cei mai slabi. Păi de ce mister? A legat prea mult. Păi asta e bine. Nu e prost, să te-a spus în teren. Serios, asta a zis Cruyff despre 94-le nostru? Da, stăteam prost în teren. Că noi, impresia noastră a fost că tocmai prin felul în care stăteam în teren, blocam adversarul. Cred că l-a văzut pe Selime și la golul 3. Alu Hagi când alergă de... Din extremă, din fundaș dreapta, s-a dus extremă stângă și Ilie l-a salat după el. Cred că așa a ajuns Ilie să-i dea pasă lui Hagi să face între ei. Fii atent, eram la GSP TV acum niște ani. Băi, este colosală faza. La GSP TV acum niște ani și nu știu dacă am avut noi o serie de, se numea Contra-Atac Gold în perioada respectivă. Ok. Și noi transmiteam, am dat pe parcursul pe mondial din 2010, noi dădeam toate meciurile României din istorie de la cupele mondiale, da. Bine, din 70 încoace. Și ajungem meciul cu Argentina și sunt pe Ilie și rog, bă, Ilie, te rog eu frumos, vino și tu să comentezi meciul ăsta, că e normal, și comenta Grădinescu, eu eram moderator, Grădinescu era comentator, Ilie Dumitrescu. Intră Ilie, vede un scaun în plus, mă întreabă ce-i cu scaunul ăsta. E Prunea. Păi, Prunea la meciul ăsta, mă? La cu Suedia, îl trimis la... În fine, ok. Și vine faza golului lui, știi? Și eu, în timp ce comenta, eu îl întreb, dar nu lui Seimeș? Păi cum să-i pasez lui Seimeș? Niciodată n-aveam cum să-i pasez lui Seimeș. Trebuia să-l aștept pe Hagi să vină din treapta. Păi noi glumeam, îi spunea Dan Petrescu, băi, ești la echipa națională de 5-6 ani de zile. Te-ai dus de sute de ori în atac, n-ai dat o centrare. Ce mai cauți acolo? Stai, bă, băiatul în spate. N-ai dat o centrare de gol toată cariera ta. De ce te mai duci în atac? Da, alerga, vorba lui Cruyff, alerga Seimeș. Da, nu. Deci avea niște plămâni. El cu Dorinel acolo în stânga era ceva. Cam asta era necunoscuta când juca Ilie fundaș, mijlocaș. Juca și Răducioi Dorinel, în față. Juca Dorinel sau Selimeși. Cred că și cu Argentina au jucat amândoi. Din Țara Galilor, da, victoria 2-1, cred că Dorinel a jucat, a stat pe bancă și a jucat Selimi și funda stânga. Probabil și că da. Și Ilie Mijocaș. Da, da, da. Deci era necunoscută. Era singura. Era singura, că în rest știam. Era toată echipa clară. Știam Dan Petrescu, Belo, Didi și sau Mihai. Da, și Selimi și sau Dorinel. Da. Dar la mijloc, pe hârtie, Hagi, eu, Lupescu, Ilie Dumitrescu, Răducioiu... Da, ăștia erați. Hai să vedem ce mai avem aici, ce poză. Mai ții minte asta? Da, știu. Mă, bine, ce stupid și eu să întreb dacă mai ții minte, normal că ții minte. M-a sunat la un moment dat, cred că era antrenor Capello,
la Real Madrid. Nu, Capello a fost târziu. Capello a fost cu Beckham, cu ăia. Era un cu... restaurant, un antrenor italian. Italian? Uite că nu mai țin minte cine. La Capello, sigur, nu. Capello a fost 2000, când a fost cu Steaua, de a juca la București Champions League, 2006. Cine a fost prevăzut? Dar era un antrenor italian și m-a sunat Giovanni, el era impresarul meu. Da. Și mi-a zis, am primit, m-a sunat antrenorul Real Madrid, nu știu cine. Este, mă, că mă și uit. Mă uit acum. Cine era antrenorul 96 la Madrid? Da. Și m-a întrebat de tine. Da. Ce ești? Dacă ai dori să joci la Madrid? Și a zis, băi, Giovanni, nu m-am dus în 90. Da? Când nu eram la Barcelona. Eram aici al doilea capitan de echipă. Zic, nu. Da. Uită. Și am refuzat Madridul. A doua oară. A doua oară. Dacă era doar... aveam încă 5 pe listă și au întrebat să vedem dacă Gică Obescu a dorit să vină la Real Madrid. Hai să vedem. Deci am găsit, zici, italian. Da, mă, Capello 96. Capello, a fost între 96 Capello? Și 97. Eu nu mai știam, adică știam de-a Capello, doua... pentru că atunci... De-a doua ședere, adică de-a doua deșină. Capello, pentru că mi-aduc aminte... Da, 1 iulie 96. 24 Panucci, iunie 97, da. Panucci, l-a luat pe Panucci la Real Madrid. Da. Și înaintea unui meci Barcelona-Real Madrid sau Real Madrid-Barcelona, cum era de așteptat, toată lumea vrea să încălzească meciul ăsta și spunea tot felul de întrebări, da? Și nu știu ce spun eu, da, ca să nu puteam să vorbesc de bine de Madrid. Da. Da. Și poate probabil am făcut o declarație care a deranjat la Madrid. Și se duce la conferință de presă Panucci și le întreabă un ziarist. Uite ce a zis Gică Popescu, era capitan de echipă atunci. Și Panucci a zis în felul următor. Gică Popescu, da? Dar ce a câștigat Gică Popescu de vorbește? Și mi-a închis gura. Nu câștigasem nimic atunci. Campionate. Astea sunt... El câștigase cu Milan și Champions League. Capello Champions League, da? 4-0 cu Barcelona, în finală. Și mi-a închis gura. În fotbalul de afară, valoarea unui jucător, pe lângă valoarea lui da. A intrinsecă, ce ai câștigat? Ce performanțe ai? Și eu nu câștigase nimic. Am câștigat anul acela. Cupa cupelor și cupa și supercupa. Dar până atunci nu câștigasem nimic la nivel european. Și mi-a închis gura. Da. Deci aveam... Atunci am fost, deci aveam un mondial și un campionat european. 96. Dar mi-a închis gura. Se întâmplă și de astea. Ce mai avem? Următoarea. Da. Asta trofeul e. Pe care l-am... Cupa. Primul trofeu european pe care l-am câștigat și... Cu Robson. L-am ridicat în postură de capitan de echipă. Robson ce? Era gentlemanul... Era echivalentul lui Naimi? Identic. Asta era, nu? Naimi. Aceeași eleganță, același bun simț, îmbrăcat exact cum se îmbracă și Naimi, elegant, un tip jovial, un tip plăcut, cu un ochi la jucător incredibil, blândețe, deci copia lui Naimi. Ce chestie. Da, ce... incredibil. Ce... Și ce noroc incredibil. Până la urmă, știi, să fie antrenat de oamenii ăștia doi în timp, știi... Da, e o chestie... un om impresionant. Eu după aia am avut onoarea să-l am 2 zile la București. Țin minte. Țin minte când am făcut un interviu cu dânsul la antenă. Da, da, da. 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 L-am avut invitat 2 zile și nu o să uit niciodată când mergeam între Charles de Gaulle și Arcul de Triumf. Era toamnă și erau pomii vișinii. Uite cum e tablou. Da. Da? Argintii, aurii. Aveau nuanțe din acestea tomnatice da. Superbe. Și îmi spunea, wow, vreau să mai mergem pe aici. Îi plăcea foarte mult coloritul copacelor. Ce frumos. Eu de atunci, când trec pe acolo toamna, mi-aduc aminte te gândești de Bobby Robson. Da? Da, știi, apropo de Barcelona, stau să mă gândesc. Deci tu la Barcelona ai fost în același timp cu Mourinho,
Pep Guardiola și cu Luis Enrique, care după aia nu că au devenit, deci au devenit Dumnezei antrenoratului. Da. Fiecare cu ce a adus, fiecare cu stilul și lui. Cruyff. Bine, nu vorbesc de erau antrenori, da. Dar eu vorbesc că tu ai fost ăsta era ce era translator Mourinho? Antrenor secund. Era antrenor secund de facto sau era, adică el se nu se băga la antrenamente, la chestii, la niciodată. Nu. Înainte de meci, îi lăsa Robson să vorbească și spunea o singură frază la fiecare meci. Vamos a ganar este partidul de mierda. Asta, vamos, chicos. Atât. Asta era tot ce spunea Mourinho. Noi nu-l percepeam ca pe un antrenor. Era vorbeai vreodată cu el despre fotbal, cu Mourinho? Așa. Și am la masă cu el, cu Couto, Ronaldo, Bahia, el și eu. Ne făceam grupul ăsta și mergeam la masă. Dar el era prieten cu noi, era aproape de seamă cu noi. Da. Era foarte tânăr. Da, da. Și nu percepeam ca pe un antrenor. Ți-ai fi imaginat vreodată parcursul ulterior? Nu. Nu, pentru că nu vorbeai despre fotbal cu el, chestiuni tehnice. Era prietenul nostru. Ce al jucătorilor, da. După care a rămas cu Van Hal. Da. Și cred că acolo a început el să... Ușor, să se pregătească pentru ce a urmat ulterior. La antrenament ai mai văzut vreodată vreun jucător să te antrenezi cu unul cum era Ronaldo, fenomenul? Cu Ronaldo făceam pariu la meciuri că nu dă gol. Nu poți să dai seama câți bani a putut să-mi ia. Ne-am câștigat odată. Într-un an de zile nu am câștigat odată. Dar tu de ce? Dar naibii, de ce? Vrei să-l provoci? Păi nu, pariu, era prieten, eram prieten. Nu l-am bătut niciodată pe teren, nu l-am bătut niciodată la mine acasă, aveam teren de tenis la mine acasă cu nocturnă și îl chemam la tenis. Niciodată nu i-a luat un set pe viteză. Că mingea o deam amândoi peste fileu. Luam casmaua și deam în minge peste fileu, da? Oricine dădea. Niciodată nu puteam să fac punct cu el de cât de rapid era. Era incredibil. Deci era ceva ce nu... Da, rapid era incredibil. Niciodată n-am putut să câștig cu el ceva. Atunci a fost în vârful lui. Adică a fost cel mai bun an al carierei. Ce a jucat la Barcelona în anul ăla, Și ne-am ieșit campioni. A dat 30 de goluri în campionat și n-a reușit să câștigă în campionatul. Mă iau aminte un meci, Compostela. S-ar putea Compostela, s-ar putea Valencia. Țin minte, eram la mare. Nu am găsit loc într-o cârciumă, era, nu știu, vama veche, ceva de aia, n-am găsit loc într-o cârciumă, erau puține cârciumi pe vremea aia, cu televizor pe meci, da. Și am stat în vigeam și m-am uitat la meci să vă văd, erați tu, era el și mi-au cam aminte la golul ăla, cred că acolo îi dă pe doi la o parte, trece printre doi, nu știu cum Dumnezeu, deci se duce direct cu Valencia. Cu Valencia, cred că. Pe cam nou. Da. S-a sărit peste ei. Peste ei și ea bulversa stânga-dreapta. Golul antologic la pe Compostela, care și-a cu Compostela. Nebunia aia. A luat-o 60 de metri. Se uita Robson. Și-a pus bine în cap Robson. Și a zis, nu se poate așa ceva. Râdea. Dar ăla a fost golul carierei sale. Ăla a fost uluitor. Impresionant. Trecem mai departe. Asta e. Copenhaga. Dar știți povestea de aici, cum am jucat și la meciul ăsta? Și la asta ai fost accentat? Meciul a fost miercuri. Sâmbătă jucam la Altai. Noi eram campioni. Altai era retrogradată. Da? Antrenamentul înaintea meciului, după antrenament, urma să plecăm către Izmir, alta Izmir, fiind echipa cu care urma să jucăm a doua zi. Eu la fiecare antrenament aveam feșe cu leucoplast. Puneam un buret, după care puneam foarte strâns, aveam gleznele foarte subțiri și era pericol să mi le luxez. Am desfăcut fașa de la piciorul drept și când am băgat cutter-ul la piciorul stâng, n-am văzut că respectivul cuțit a ieșit cred că 2 mm în jos. Și bag și trag o arsură puternică. A început să sară sânge. Eram în vestiar. Sărea sânge. Norocul meu, doctor era la 5 metri, pentru că înainte de a pleca venea și vedea care e situația jucătorilor, care sunt apți, care nu sunt apți, care au probleme, care merg, care nu merg. Da? Și țâșnea sânge, dar nu glumesc, țâșnea. S-au speriat, da?
repede prosop și a venit unul, ce ai făcut? Și mi-am dat seama, zic, uite, m-am uitat la cutter, ieșise cuțitul, a avut un capsator, a luat capsatorul, 10 copci. 1, 2, 3, 4, 10 copci. Pe latul piciorului, la piciorul stâng. 5 zile înainte de finală. Coboară teren, da? Negri, toți de supărare. Păi, stai acasă, ce să? Zic, mister, nu, stau acasă. Vin și o să văd finala. Dumnezeu, cum să nu văd finala? Ok, papunci în picioare. Șontâc, șontâc, șontâc. Am ajuns Altai, ne bate Altaiul 2-1. Nu mai era nimeni, că eram campioni, erau retrogradați, nu era nimeni cu gândul acolo. Plecăm la Copenhaga, duminică, luni antrenament. Am dus la antrenament, să văd antrenamentul, da? Șontâc, șontâc, marți, din nou la antrenament oficial, eu, șontâc. Mă duc la mister, înainte de a pleca la antrenament. Da, Popi, mister, vreau să mă antrenez. Cum? Zic, vreau să mă antrenez, să încerc și eu. Păi cum așa ceva? Păi tu n-ai văzut 10 copci în picior. Doctorul, să vină doctorul. A venit doctorul, da. Zic că Popi vrea să antreneze. Cum? Să antreneze? Nu există așa ceva. E conștient? Păi scrapa alea, Doamne ferește, moare. Face emoragie, moare. Urma și euro? 2000, da. Urma euro, la o lună după, cred că ceva de genul ăsta. În mai, jucat 17 mai, la o lună. La o lună după urma euro. Da. Și zic, nu, nu neapărat, sunteți inconștienți, sunteți inconștienți, nu, eu nu fac așa ceva. Domn doctor, vă rog, semnează. Semnează. Bun, am semnat, am dat stadion, injecții de jur împrejurul ranei, atât era tăietura, și antrenament. N-am simțit nimic. Când am desfăcut... Sânge calavadulat. Sânge, ieșise sângele. Eu aveam niște ghete cu verde și pe la cusătură se vedea sânge în timpul antrenamentului. M-a speriat, să fiu sincer, m-a speriat. Am desfăcut, stătea să crape, m-a dezinfectat, ești inconștient, trăiești viața. Crucea a doua zi. Da, mergem. Dimineața... M-a văzut terina, a fost întreagă ușa în nas. Ce s-a întâmplat? Ce vrei? Păi, mister, aș juca. Nu, nu, Popi, nu, nu putem să riscăm. Acolo e finala, până la urmă e sănătatea ta. Mister, nu, nu, mi-asum eu chestia asta. Să vină doctorul. A venit doctorul, a intrat și a ieșit. Nu încă ușa după el. A ieșit terim. Oh, doctor, vin încă. Da, eu nu fac așa ceva, eu nu fac așa ceva. E meserie, eu răspund, nu. Autograf, da. Semnez, da? După aceea trebuie să iau hotărâre dacă joc din punct de vedere al... Dacă nu cumva există pericolul să fii schimbat. Nu neapărat să fii schimbat, dar războiul ăsta joacă accidentat, nu dă randament maxim. Da. Da? Și a trebuit să ia hotărârea asta. A zis, ok, vrei să joci? Bine. Și m-a chemat la ora 1, era și președintele în apartament la terim. Și președintele a zis, Gică, știi ce-ți asumi, e sănătatea ta, ok, asta este, încercăm să te înlocuim, știm că nu va fi la fel, vreau să joc. Am semnat, vreau să joc. Și m-a băgat în teren, cu injecție, și am jucat și am câștigat Cupa UEFA și am dat golul acesta cu 10 copci în picior. Incredibil. Da. Plin de sânge după? Nu, bine, stătea să crape, să explodeze. N-am mai jucat absolut deloc. N-ai, și s-a vindecat mai erau până la... Două, trei săptămâni, cred că mai erau, s-a terminat campionatul, n-am mai jucat absolut deloc și am fost ok. La 10 zile, cred, mi-au scos copcile. Aha, aha. Da, încă era rană. Vezi, bați aici penaltiul și se vorbește de 94, mă. De, da. Știi de cum s-a ajuns la penaltiurile cu Suedia, că tu... Am bătut aici penalti, eram adunați, da? Și beam apă și ăla bate, Gică fusese eliminat, nu-l aveam pe executanți. Știu. Și vine mister la mine, Popi, ce faci? Bați? Bă, mister, al câtelea? Păi, al patrulea, că aveam patru pe spate. Zic, al patrulea. Și al patrulea a fost decisivul. Da. Eu zic că asta a fost răsplată.
la cât am suferit la meciul ăla, câte sacrificii am făcut ca să pot să joc și cât de mult am riscat. Da, da, absolut. Îți pare rău că n-ai bătut în 94? Dar toată lumea mă întreabă și le spun, eu în prelungiri, cred, făcusem întindere la inghinal. Și aveam și galben, nu jucam pentru că luasem galben și nu jucam, dar dacă n-aș fi luat galben, n-aș fi putut să joc semifinala. Semifinala. Am făcut întindere aici la zona inghinală. Probabil că dacă mergeam mai departe și trebuia să bat, băteam, se rupea de tot, se rupea, asta e. Da. Dar de asta n-am bătut. Pă, ce chestie, bă, ce... Cum da. E viața? Auzi, și apropo de... Mi-au cam aminte când povesteai ceva de un duel cu Viorel Moldovan când erați Galata-Fenerbahce. Apropo de cum erau românii când se întâlneau unii cu alții. Da, erau meciurile... Deci că nu era, erați colegi de națională, dar când era de care eu pe n-am care... Eu n-am luat coate în cap de la niciun atacant cât am luat de la Viorel. La meciul ăla, cred că mi-a dat... Atunci nu erau rigurile de acum, da. Te-a văzut, te da afară. Luai pumn din cap. De la el și de la Hiero am luat. La Hiero la fel era foarte, foarte dur și la corne venea și dădea cu cotul. Era și la Real Madrid, mergea, da? Iar de la Vio am luat 3-4 coate dure. De așa îmi făceau, ți-o iau urechile. Și la un moment dat m-am enervat, l-am înjurat. Am zis, dacă nu ești afară, te rup. Și dădeam în el rău de tot. Și l-a schimbat. Da, aveam capul deja, uite așa, l-aveam aici. Și după aia v-ați văzut la Național la scurt timp, nu? Da, da, eu înțelegeam lucrurile astea. El și apăra clubul, era nebunia asta între Galatasaray și Fener, jucam la ei pe... Și atunci fiecare era no, cu... Fiecare, da, nu, eu apreciam lucrurile astea. Normal că nu vreau să mi se, nu doream să mi se întâmple mie, dar în sinea mea îmi plăceau jucătorii ăștia. Cum atunci când a venit Mutu pentru prima dată la echipa națională, da? Era un puști. O minge aeriană, bum, din spate. A, scuză-mă. A, ok, a greșit. A doua, bum, mai tare. A treia l-a luat în jurături. Da? După meci l-am sunat pe Victor pe care și-am zis, băi, ăsta ajunge fotbalist mare. Pe al Victor am zis, băi, mi-a dat 3 capace. Zic, ăsta e, are calitate, are stofă. Are ce trebuie. Următoarea poză, frumos. Finală, câștigat, penalti. Da. Mai știi când e asta? Cred că la Cununie. La Cununie? Da, la Cununie. Da, era vara mea primară. Uh-huh. Fata fratelui mamei. Da. Și... cu soția, eu cu lumii și Mladen jos, nepotul meu. Da. Și mama cu tata. Și părinții. Da, părinții. Părinții mei. Ce a însemnat tatăl tău pentru tine? Model de personalitate. Uh-huh. Și de mândrie. Uh-huh. Tata avea o mândrie incredibilă. Și ținut așa, de oltean mândru, de... Da, am suferit mult când l-am pierdut atunci. Și era moment greu și fără să-l pierd. Da, era moment greu. Era moment greu. Te-ai învinovățit? El, da. Te-ai învinovățit. Și acum sunt convins că dacă nu s-ar fi întâmplat cu mine, ar fi trăit și acum. Da, nu... N-a suportat... Vezi chestia asta cu mândria? N-a suportat umilința. N-a suportat-o. Tata era un tip care nu, cu biserica, da. Tot timpul era supărat pe preot pentru că spunea dânsul că te învață să dai, dar ei nu dau niciodată. Mă, avea o chestie așa, dar mai jumate glumă era. Da. Da. Și când s-a întâmplat atunci cu noi, găsea mama în camera lui, în genunchi, plângând, cu icoana în mână. Tata să facă așa ceva... Repet, n-avea treabă cu biserica, mama, de când eram noi copii, era o slujitoare a bisericii, da. Fiecare duminică la biserică, sărbătorii, tot timpul a cântat în corul bisericii, deci mama mergea, dar tata n-avea nicio treabă și îl găsea plângând cu icoana în brațe. Ți-a părut rău că ai intrat în impresariat? Ai avut regrete că de... După aceea, întâmplându-se ce s-a întâmplat, da... Da, 6 luni de zile. Atât. Pentru 6 luni, în 6 luni,
6 luni. Într-un fel s-a nenorocit o perioadă a vieții tale, o perioadă lungă a vieții tale pentru 6 luni. Dar spune-mi că tu în sinea ta crezi că ai făcut ceva greșit atunci? Da, că am făcut impresariat. Că ai făcut impresariat. Asta. Asta a fost greșit. Asta. Crezi că ai greșit și că ai returnat banii aia? S-a considerat că ești vinovat sau că, știi? Niciodată. Niciodată. Eu am făcut ce trebuia. Tu ai făcut eu nu i-am returnat. Eu am plătit impozit. Ai plătit impozitul. Dar eu în fiecare an făceam declarație rectificativă. În fiecare an. Da. Că uitam să plătesc, aveam un apartament închiriat sau da, și veneam la București, era o nebunie, noi stăteam în străinătate și n-aveam rigurozitatea pe care avem acum să avem fiscaliști care să ne învețe, avocații, da? Eram copii, da? Da. Și... eram chiar copii, că aveam... Te jucam, 30 de ani aveam, da? Și... În fiecare an făceam declarație rectificativă. Același lucru l-am făcut și atunci. Am făcut declarație rectificativă și am luat impozit. Da. Da? Asta a fost și opinia în altei curți de casație și justiție, când pe mine m-a achitat. Da. A fost opinie separată, numai că toți ceilalți au cerut rejudecare și atunci le-am băgat pe toți la rejudecare. Dar eu am avut opinie separată de achitare. Da? Și nu mai vorbesc după aceea la rejudecare că de mi-a cerut pedeapsă cu suspendare și am primit cu executare. Cum e să fii Popescu? Să fii de acolo, de sus? Că aia mi se de pare mie incredibil. Adică de la înălțimea la care ai trăit tu ce ai trăit. Pentru că, ok, știi cum e? Sunt niște oameni care n-au trăit glorie niciodată și care ajung să pătimească ceea ce ai pătimit tu, da? Să intre în închisoare. Și să fii Gică Popescu, mă, să fii un model pentru copii, să fii capitanul echipei naționale. Adică tu, pe tine lumea, pe tine, pe Hagi, pe toți, vă vedea în galben, vă vedea, voi erați aia în tricolor. Și de acolo să pățești chestia aia și să afli chestia aia, nici nu vreau să mă pun în pielea cuiva care trăiește așa. Cel mai important lucru când ajungi acolo, Doamne ferește, aș vrea să fie toate închisorile goale, cel mai important lucru și cel mai greu în același timp este să uiți ce ai fost afară. Cel mai important lucru, să uiți. Și asta este lucrul pe care ne l-a spus prima dată director când am fost acolo. Uitați ce a spus afară. Dar poți? Păi, asta i-a spus. Cel mai greu am spus. Da. Cel mai greu lucru de făcut, asta să uiți. Și să încep să-ți faci tot felul de activități ca să treacă timpul. Asta e cel mai complicat, să treacă timpul. Da. Să ai activitate și cel mai greu este să accepți. Și știi care e primul gând care îți vine în cap? Când primești o astfel de veste? Nu știu, mă gândesc familia, te gândești la familie. Să te omori. Primul gând care îți vine în cap. Crede-mă. Ăsta e primul gând, fracțiune secunde. Ăsta este primul gând care îți vine în cap. Nu să fugi? Unde să fugi? Nu știu, că auzi, ce e vreo problemă în România? Adică știm o grămadă. Că eu spun mereu. Păi vezi, și poate să spună lumea orice. Oamenii de fotbal, nu a fugit unul. Că politicieni vezi mulți că au fugit. Bă, oamenii de fotbal, cum au fost? Cu bunele, cu bubele lor, cu bă, păi când a fost să se ducă, da, când s-a, s-au prezentat, s-au dus. Când s-a dat verdictul anterior de la înalta corte, că noi credeam că să fie definitiv, eu eram plecat în Mallorca. Aveam o casă la un moment dat în Mallorca și eram acolo. Și mi-a sunat avocatul și am zis, mâine se dă verdictul. Credeți că ar fi bine să fiu acasă? Și a zis, nu, stați acolo, că nu este niciun fel de problemă. Dacă este să veniți, veniți după aceea, vă rugați în avion și veniți. Dar am sunat și a zis, vin acasă? Da. Se dă verdictul, să fim acolo. Nu se gândea nimeni la nimic. Dar nu te-ai gândit în... Și nu s-a întâmplat în alta corte. Nu s-a întâmplat după aceea la curtea de apel. Dar nu... N-am gândit niciodată să, eu cel puțin, să fugi, Doamne ferește. Nici nu era la mudă. Că zice Dan Andronic la un moment dat, zice așa, îi întreabă pe George Maior și pe Florian Coldea, da? Unul șeful SRI și celălalt era, cred că, adjunct în momentul ăla, domnule, cine câștigă alegerile FRF? Coldea e ce Chivorchean, la care Maior zice, ce vă băgați voi, mă, în fotbal? Bineînțeles că o să câștige Burleanu.
Și chestia asta se întâmpla cu mult timp înainte de alegeri, cu câteva luni înainte de alegeri. Adică e bizar. Mircea Sandu întărește recent dialogul ăsta. Ai fost, crezi că într-un fel, dacă nu candidai la șefia FRF, crezi că ajungeai la închisoare? Băi, Silviu, eu acum să mai vorbesc de chestiile astea. Eu cred că am primit și m-am comportat cu multă demnitate. Foarte multă. Cu multă demnitate. Nu am vrut, mi-aduc aminte că se inflamaseră lucrurile și Stoișcă vrea să vină la București să facă... Am făcut un comunicat de presă în care mi-am asumat și am zis asta este în Duc Crucea la final și voi face această perioadă grea din viața mea cu demnitate. Așa am făcut-o. Chestiunile acestea nici nu pot să opinez despre ele pentru că nu am un sâmbure de ceva palpabil. Da. Da? Da. Nu am, de unde știu eu dacă a fost așa, până la urmă nici nu mai contează. Dacă mie anii aceia și pe acel loc nu mi le mai dă nimeni înapoi. Așa. Dacă mi l-ar da înapoi, probabil că nu știu, așa aș face ceva. Dar atâta timp că pe tata nu mai primesc înapoi, mama atunci s-a declanșat Alzheimer și acum este într-un centru aici la București. Dar a fost momente grele. Foarte grele. Însă să te ferească Dumnezeu de că poți duce. Știi, când zici că nu mai poți, atunci îți dă Dumnezeu putere și treci peste ele. Până la urmă, bărbații trebuie să fie bărbați în toate ipostaze. Normal că nu dorești să treci prin așa ceva, pentru că nu este o experiență plăcută deloc chiar. Da? Dar ai avut o soție care a fost extraordinară. Da. Și care venea, am înțeles, zilnic? Zilnic. Din dimineața și seara, primele 7 luni de zile, dimineața și seara. Ea fiind avocat. Fiind avocat, da. Și a putut să vină în calitatea ei de avocat? Da, m-a ajutat enorm. Adică mă gândesc... Pentru că eu nu m-am pregătit nicio secundă că se va întâmpla așa da. Ceva. Era imposibil să mă gândesc așa ceva. Da. Nu ne-am ascuns bunuri, nu am făcut nimic. Totul da. La vedere, totul. Din fericire, primisem de la un prieten căruia îi împrumutasem niște bani cu o săptămână înainte, trecere 30.000 sau 40.000 de euro pe care îi împrumutasem. Și mi-a adus acasă. Și erau singurul bani pe care i-am lăsat în casă, când era totul blocat, proprietăți, conturi, tot. Da? Și așa a putut să trăiască, asigure traiul. Copiii mergeau la școală, aveam o grămadă de lucruri, erau business-urile care erau o perioadă foarte, foarte grea atunci. Era în perioada crizei. Da. În 2014 era nebunie. Da, după care ușor lucrurile au început să revină normalitatea, adică după 2014 au început să crească, da, și nu știa absolut nimic din tot ce aveam eu. Da. Și veneam fiecare zi cu carnețelul și nota. Avem Maia... Ea nu știa de ce ai, unde ai, cum ai investit, în ce ai investit. Știa că era un... Dar nu știa... Dar nu știau chestiune tehnice. Da. Da? Și a dus să le învețe. Și aia, zi de zi, 7 luni. Și când ți s-au deblocat? Sau cum, cât a fost blocajul ăsta pe bani? Până am plătit prejudiciu. Până ai plătit prejudiciu. Dar la bănuiesc că l-ai prejudiciu... repede. Da, repede. Adică nu a durat mult ca să-ți deblocheze, să aibă vreo problemă. Am încercat toate căile de atac atunci, care sunt normale, pentru că după aia stai cu gândul, de ce n-am făcut și chestiunea aceasta, da? Da. Pentru că așa ne învățau avocații. Fă și aia. Și când s-au terminat toate cele, atunci a plătit prejudiciu imediat. Vreodată ți-a trecut prin minte să-l învinovățești pe Giovanni Becali pentru ce a pățit? Nu. Asta a fost o lipsă de bărbăție. Uh-huh. Te spune cineva piciorul... Nu știu, adică până la urmă cine era șeful, că despre asta, da? Nu te obligă nimeni să faci nimic în viață. Corect, e bine, eu întreb, trebuie să întreb lucrul ăsta. Nu, asta ți-asume și bărbații ți le asumă și bunele și relele, asta este, dar nu, niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Te-ai simțit trădat de Anghel Iordănescu cât ai fost în închisoare? Multă lume vorbește de episodul ăsta fără să știe de ce s-a întâmplat. Absolut. Nu are nimic de a face cu fotbalul, supărarea pe care am avut-o eu vis-a-vis de neapoi. Are legătură cu, înțeleg, cu un business imobiliar, așa spunea lumea. Nici măcar. Și cu niște nici acte. Măcar. Că nici nu ar fi dat soției. Nici măcar.
Deci, măcar, a fost o chestie atât de... era atât de simplă, da? Și cred că dânsul... Eu și știu de unde vine... de unde vin anumite restricții pe care le are Napuiu. Mă rog, este și militar, probabil, habar n-am. Da? Dar eu am suferit atunci și cred că am crezut și cred și atunci și cred și acum că a greșit. A greșit. Așa cred, așa cred că a greșit. Eu n-aș făcut, indiferent de ce postură am, n-aș făcut lucrul pe care l-a făcut dânsul. L-a iertat? Da. Păi dacă n-ar fi iertare, am nebunit cu toții, Silviu. Nu știu că sunt, știi cum e? Trec anii și cât timp să ține în supărare și... Eu că mi-aduc aminte când am intrat acolo, eram plin de ură, Silviu, plin de ură. Aveam sufletul plin, plin de ură. Mă duceam la biserică și acolo în biserică, ură, aveam numai ură, crede-mă, ură, ură, ură. Până când a venit lumii, o dată, de două, de trei și a zis, nu rezolvi nimic, curăță sufletul. Dar pe cine aveai ură? Pe multă lume. Că trebuie să fie avut, adică tu dai vina pe cineva pentru ce situația multă în care ajunsesei. Aveam ură, da? Și a zis, nu e bine. Și ușor, ușor m-am eliberat și am făcut unul dintre cele mai importante lucruri, în special când ești acolo, da? Să elimini ura asta, că nu e bună, da? E complicat. E o luptă internă uriașă, uriașă. Și ai și timp să te gândești. Că dacă n-ai avea timp și avea activități, ok, da, ai timp să te gândești atunci, numai aia îți vine în cap. Și uite așa, uite așa, ură, ură, ură. Cu meme și cu copos v-ați ajutat? Adică au fost, mă gândesc că într-o perioadă de asta cât ați petrecut voi împreună. Eu am fost bucătarul camerei. Tu erai bucătarul camerei. Ok, dar nu... Făceam pene cu formagii la termoplonjon. Pot să mă duc la Masterchef și la mama lui Masterchef. Termoplonjon, cuatro formagi. A termoplonjon. Și le împărțeați frățește? Frățește, da. Mai sărea George așa câteodată... Turul. Turul, da. Lua ceva în plus față de... Dar cum să nu ia? Am mai poftit George, am mai poftit. Cum să nu ia... Da, să știi că e foarte important să... Că ești tot timpul împreună. Da, pe păi asta și spun. Și să fii echilibrat. Nu, da, ce vreau să întreb este că îmi imaginez că pentru fiecare dintre voi în perioada aia a existat un moment de cădere. Al tău a fost în momentul cu tatăl, da? Dar fiecare, adică v-ați ajutat unul... De asta întreb, cum se ajută... Când a murit tata, era durere pe care o simțeam, aș fi simțit-o oriunde eram. Absolut. Ce mi-a fost foarte, foarte greu, pentru că tata era decedase și am stat două zile ca să-mi dea drumul să plec. Și nu știam dacă mă lasă să plec, pentru că ieșise Gigi cu... Cred că 10 zile, 2 săptămâni înainte, avusese, cred că decedase o mătușă de-a lui și a avut o conferință de presă în cimitir. Și atunci a zis, aoleo, și tu faci la fel? Nu mai vrem, era tensiune mare. Da. Adică se crease o tensiune atunci să nu fie auzit de să plece acasă, putea să moară. Și atunci și-a asumat directorul închisorii și a luat-o personal și a zis, dă-i tu 24 de ore. Da. Și am legat dimineața la 5, da, și m-am întors la 3 noaptea. Deci înainte. Și nu s-o uit niciodată, când am ajuns, am intrat pe poarta mare și era un timp câinos afară, era mai, dar era frig afară, ploase și era vântul, era ora 3:30 dimineața. Și doream ca drumul de la poartă până la locul de cazare să dureze o veșnicie. Dar eram eu cu sergentul sau cu ofițerul, mergea cu noi și liniște, sau de vânt. Și mergeai încet. Da, mergeam încet și rugam să mergem aici mai încet. Nu vreau să dureze o veșnicie drumul până la locul de cazare. Deci spuneam înainte de flash-urile pe care le aveam, flashback-urile pe care le avem. Asta este unul dintre ele. Care... Da, de multe ori mă gândesc la momentul ăla, era așa sinistru. Jucați tenis cu piciorul, nu, pe acolo? Cu meme. Cu meme. Tu cu meme jucați tenis cu piciorul. Am făcut performanță și acolo. Am condus echipa de fotbal a închisorii și am câștigat turneul între penitenciare. Asta n-am știut. Am fost antrenor jucător. Am înțeles.
Da, era circ. Vai ce... Doamne, ce râdeam. Băi, adică știi cum e? Avem chestii de astea. Câte doi, câte trei, plus doi. Eu v-am văzut împreună, tu cu meme, da. Am stat împreună pe aia, ne uitam la meciuri împreună. Voi aveți foarte multe povești de acolo, care într-un fel v-au înseninat momentele am râs de... mult. Ați râs am mult. Mult de tot. Păi dacă nu... Am înțeles că el se uita la Seinfeld și tu ce te tot uiți la Seinfeld, că vă nebunea. Tu cu Copos vă uitați la știri. Mi-a zis, bă, se uitau ăștia la știri și mă omorau. La Antena, da. 3, la nu știu ce Dumnezeu vă uitați. Mă uitam și la televizorul stins, dacă era nevoie. Atunci te uitai ce da. Ce să faci? Televizorul era singura delectare. Am citit enorm. Ai citit da? Mult. Ai făcut mult. Fizic mult. Știu că ai ieșit bine da. Fizic. Erai... Am făcut sport non-stop. Păi ce să faci? Da. Dar e important să găsești, să faci, să ai activități, să-ți ocupi timpul ceva, că altfel... Noi și să râzi. Din toate prostiile râdeam. Da, trebuie să crezi, să râzi tot timpul, să... Mare lucru. Da. Hai să vedem ce mai avem. Ăsta e momentul eliberării. Da, când am ieșit. Copiii. Cred că într-un top așa al momentelor fericite din viața ta, cred că e foarte sus ăsta. Sau îmi imaginez că este foarte sus momentul ăsta. Sunt mai multe poze, eu am văzut, adică îți pup soția, îți pup băiatul, îți pup fata, adică era o chestie de... Era... Normal, orice om care iese dintr-o astfel de situație... Și erai și foarte elegant, mi-aduc aminte. Erai la costum, cravată, vestă. Da, fusesem instanță la prânz da. Și am rămas așa îmbrăcat. Pentru că, ok, am primit vestea eliberării condiționate, după care... Cine ți-a comunicat-o? Păi eram acolo, eram la Buftea, într-o cameră și am stat câteva ore. Uh-huh. Dar și atunci ne-a spus. Da. Ok, eram bucuros, acasă, ne-am dus la acasă, dus înapoi la Jilava, m-am luat trei lucruri, caiete ce aveam, că nu e nimic de acolo, și am ieșit. Dar doar ce scriam, am scris foarte mult de acolo. Îmi pare că n-am mai terminat ultima carte legată de Mondial din 94. Ah, deci scrisese o carte despre, începuse o carte despre Mondial. Jumătate era scrisă. Și n-ai terminat-o. Era frumoasă, era de suflet, așa, era poveste care nu o lăsai din mână. Da, dar vezi, acum faceți meciul ăsta și... Faceți și filmul, ați făcut și filmul și povestiți până la urmă. Bun, foarte frumos. Hai să vedem. Aici încep... ce mai avem? Următoarea poză, vă rog frumos. Copiii. Cea mai mare realizare. Copiii, cea mai mare realizare. Asta pentru orice părinte, cred că cea mai mare realizare sunt copiii. Deci cu Iani și ei doi... Da, ei au crescut împreună, au o relație extraordinară. Da, o relație de fapt, bună. Nu sunt veri, sunt frați. Da? Fac vacanțele împreună, au un grup de WhatsApp, vorbesc zilnic. Da, o relație incredibilă. Așa au crescut. Nicolas, care e viitorul lui fotbalistic? Dacă aș ști, ar fi simplu. Mm-hmm. Mi-aș dori să joace mai mult, dar să prindă mai multe minute. Da, a avut și o perioadă când a crescut foarte mult. Da. Și ce vorbeam înainte. Da. Îl durau toate. Da. Îl durau mușchi, îl durau articulațiile, toate îl durau, da? Da. Și a fost o perioadă grea, a chinuit mult. Ceea ce mă bucură enorm este faptul că iubește atât de mult fotbalul. Atât de mult fotbalul. Și suferă atât de mult când nu joacă, când e accidentat, nu mai bun te înțelegi cu el. Avem o problemă. Eu și maică-sa, în momentul în care e accidentat, nu vorbește, se închide, e nervos. Nu-i place să fie într-o și-a avut o perioadă de 2 ani de zile în care, datorită acestei creșteri bruște, a suferit foarte mult. Dar acum e bine. Slavă Domnului, e sănătos, e bine. Crezi că o să ajungă fotbalist bun? Are un talent uriaș. Are talent mare. Mai mult mai lumea talentat. Nu-l știe, că de asta te întreb pe tine. Dacă nu joacă. Am înțeles. Dacă ar juca, a intrat la Craiova, la 20.000 de la Craiova, cum a intrat? Na, nu-i pui pile? E, nu, noi avem o regulă, nu mă bag. Fiecare... El acolo nu e nepotul logică și băiatul președintele e Nicola Popescu. E logic până la urmă să fie așa, că nu... Da. Nu poate să... Dar sunt convins că va juca, o va face curând și o va face foarte bine.
Eu nu vorbesc, adică nu vorbesc gratuit. Cred. E mai talentat decât mine, nu are robustețea mea. Ba, e, nu poți să le ai pe toate. N-am mâncat alimentele pe care le-am mâncat eu când eram mic și... Da, mâncam mai bine decât tine, teoretic, nu? Teoretic. Practic. Mai sănătos, nu, sigur nu mănâncă mai sănătos decât am mâncat noi. Chiar tecile acelea de fasole și mazărea așa, era super sănătoasă. Da, cum să? Da? Și cred că va juca. Eu fica? Maria special așa, Maria e... E în ce zonă? Încotro? Business. A făcut business administration la ESADE, uh-huh. Una dintre cele mai bune facultăți din Europa. I-am ținut mult. La mine am negociat multe lucruri cu ei, mai puțin una, școala. Da. Da? Și i-am spus Mariei că niciodată nu voi finanța o facultate de o facultate medie, de jos nu mai vorbim. Da. Și am zis, băi, am jucat la Barcelona, am jucat la echipe de top și am făcut performanță de top. Vrei să faci facultate afară? Top! Și Maria a fost acceptată la Bocconi, la ESADE, a făcut exchange work la Sciences Po la Paris, unde majoritatea președinților francezi au terminat. Și acum i-am dat un business pe mână, foarte de bine. Care se ocupe. Okay. A zis, arată-mi ce ai învățat, ia business-ul și sunt atât de mândru de Maria care vine cu business planuri, cu lucrurile bine făcute, sigură pe ea școala, ce înseamnă școala. Ce înseamnă școala. Incredibil. Și vreau să văd, am zis, fă cum vrei tu, fă ce ai învățat la școală, că eu am făcut fără să învăț la școală și am făcut multe greșeli. Tu ai învățat, da? Fă, am încredere uriașă, în ambii copii am încredere uriașă și Maria a dat un business de care să se ocupe și o să aflați în curând ce fel de business. Aha, ok. Frumos. A, deci e ceva... E 90% făcut. Ok. Și el a făcut. O să vedeți în știi ce? Timp. Mi-a plăcut foarte mult o chestie pe care a spus-o Shaquille O'Neal, știi? Shaquille O'Neal zice că a venit fiul la mine și mi-a zis, discutau eu de ceva și zice, tata că noi suntem milionari. Și zice, nu, eu sunt milionar. Așa e. I-a zis lui Fițu. Maria, pe lângă business-ul ăsta, și-a mai făcut un business. Da, nu pot să vorbesc de business-ul. Ok, nu, dar nici nu trebuie. Mă interesează. Ok. Da. Și i-am dat bani împrumut. Când Maria își va face business-ul, da? Când va începe să facă profit, îți dă bani înapoi. Profit, dă bani înapoi și după aia rămâne din profitul pe care l-a făcut să se dezvolte. Bun, da, corect. Păi banca îți dă banii fără dobândă. Logic, e fără mare dobândă. Avantaj dacă îi dau fără dobândă. Cum să nu fie avantaj? Da? Fără dobândă, așa că... E bine să ai totuși o bancă de asta care să-ți dea fără dobândă. Cum? Și a început și ea a venit și a zis, îți returnez banii, după care merg mai departe. Foarte tare. Asta înseamnă școală. Bun. Următoare, mai avem două poze. Aici cu toată trupa. Toată trupa. La nunta lui Chiu. Poftim? La nunta lui Cristi. La nunta lui Cristi asta. Am înțeles. Cum ai ajuns cu soția? Că surori... Am venit în vizită la sora ei la Barcelona. Da. Acolo ne-am cunoscut. Acolo v-ați cunoscut. Acolo a început, da. L-am rugat pe actualul cumnat să-mi dea numărul de telefon. Nici n-a vrut să audă. Nu a dat cumnatul? Nu. A zis, nu. Nu vreau scandal în familie, descurcă-te. Și pe ce crezi, bă, că îmi dai contul de la bancă, îmi dai cheia de la seif, îmi dai numărul de telefon, o cum fac rost dacă vreau. Da? Și n-a vrut să-mi dea numărul de telefon. Ce încredere avea în mine? Băi, nene, nu se poate așa ceva. Nu mi-a dat numărul de telefon, ce vrei. Și după aia m-am descurcat. Ai găsit un numărul de telefon? Da, m-am descurcat, dar nu, n-a vrut să-mi dea numărul de telefon. Sunteți o familie apropiată, adică voi patru vă... Că, ok, tu cu Hagi stați toată ziua, tu cu Gică stați toată ziua, îmi imaginez bot în bot la... Nu stăm nici un sfert decât stau soțiile noastre. Fetele stau mai mult? Sunt foarte, 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 foarte apropiate. Da? Foarte apropiate. Ce frumos! Foarte apropiate, da. Ce frumos! Și avem o relație frumoasă de respect, în primul rând. Mhm. Da, tu cu obiceiurile machidonilor știai, le-ai aflat pe parcurs, știu că sunt au tot felul Respect, eu respect asta. Evident că le respect. Îmi plac că există.
aș vrea să existe mai mult. Da. La ei încă le păstrează și sunt frumoase. Da. Da? Din păcate, au dispărut. Se pierd. Se pierd. Uh-huh. Și acolo unde le găsești, trebuie să păstrat. Copiii tăi mai au ceva din obiceiurile a românilor? Da, sigur. Și da? Vorbesc amândoi. Vorbesc ar mână. Da, vorbesc cu bunici. Aha, deci cu bunicii vorbesc ar mână. Da, și nu i-am oprit niciodată okay. Să vorbească. Bun. Pentru că asta depune mintea. Da? Și eu le-am spus, băi copii, fiecare limbă străină este o facultate în plus. Da. Învățați limbi străine, că îți dă așa o siguranță oriunde te duci. Vorbești franceză, vorbești italiană, vorbești spaniolă, vorbești engleză, orice limbă, da, este binevenită. Și mare lucru. Da, întotdeauna am avut o relație super apropiată, super corectă și n-am discutat, n-au fost lucruri materiale. Știi că asta e foarte important, să n-ai lucruri materiale, de acolo intervin discuții. N-am avut astfel de probleme materiale între noi. Ele sunt, repet, foarte, foarte apropiate. Țin foarte mult la părinți, ceea ce este un lucru incredibil, da? Da, e logic. De apreciat, pentru că sunt foarte apropiate de părinți. Bravo! Ultima poză din asta cu... Cândică îmi spunea... Cu trofeul. Da, tot timpul îmi spunea că își dorește să plecăm la un proiect împreună. Și eu i-am zis, da, poate ceva propusese afară. Și Gigi Becali la un moment dat să devii președinte. Am avut multe propuneri. Și pe bani mulți, crede-mă. Și la una s-a asistat și Gica, odată. Când a sunat telefonul, eram pe terasă la mine acasă, la 11 noaptea, dar era vară, și am pus telefonul pe speaker. Și a asistat la discuții. Da? Și am spus că niciodată nu voi fi la un club din Liga 1 atâta timp cât este Gica, când are Gica club în România. Ok, bun. Era lângă mine. Uh-huh. Da? Și așa nu puteam să mă duc undeva și să joc. Dar Gigi Becali ce ofertă îți făcuse? Că știu că îți făcuse să fii președinte, să... E de mult, da. Nu vreau să vorbesc de chestia asta, să vorbească Gigi dacă vrea. Cu Ilie Dumitrescu, cu Anghel Iordănescu, eu asta știu de atunci, din perioada respectivă. Fost o propunere... Lucrurile s-au încheiat repede, pentru că... Tu n-ai bine, vrut? E bine să spui lucrurilor pe nume. Și am spus lucrurile, știi că nu ești compatibil în anumite idei... Am înțeles. Să termină repede. Era și greu să fii compatibil cu stilul de condus al lui Cici. Da, nu prea... Da. Dar cu Hagi e ușor să lucrezi? Nu. Chiar dacă sunteți prieteni? Pentru că este un perfecționist, este destul de rigid. Da, și foarte încăpățânat. Da. Da, îi place să aibă ultimul cuvânt. Uh-huh. Și eu îl înțeleg. Pentru că știu cât de greu i-a fost să ajungă cu clubul unde este acum. Știu. Și atunci lași de la tine, tu lași de la tine? De la început, fiecare pas. Cu ce trebuie să știi cum să lucrezi. Da, este un tip exploziv. Este foarte exploziv. Pumant, dar de cea mai înaltă calitate, dar compensează cu un suflet uriaș. Uriaș. Credeți-mă. Gică, îl vedeți voi la televizor, pentru că ăsta e el, așa e. Iubește ceea ce face, pune pasiune. Vorbește foarte mult despre fotbal. Vorbește mai despre fotbal. Dar omul a investit o bună parte din ce a agonisit în fotbal în acest proiect. E normal să vrea să știe, să afle, să... Dar am văzut să și asculte, ceea ce e un lucru extrem de important. Cu GPG că trebuie să lași când e nervos, da? Să-l așezi și după aia stai de vorbă cu el fără probleme. Dar când e nervos, e bine să fie. El, e greu să te superi pe el, știi? Pentru că cine îl știe foarte bine, iar eu știu pe GPG că... Dumnezeule, foarte, foarte bine, da? Dacă îl știi, automat și știi cum să lucrezi cu el. Dai seama, noi suntem prieteni de o viață, da? Și nu ne-am cedat de prea multe ori. Da.
Asta înseamnă că ne cunoaștem, ne respectăm, pentru că e lucrul cel mai important ăsta e, că ne respectăm unul pe celălalt într-un mod incredibil și dacă ai respect, lucrurile astea, tensiunile acestea sunt inevitabile, indiferent cu cine ai lucra, la ce nivel ai lucra, când pui pasiune și îți pasă de ceea ce faci, este imposibil și nu e bine să fii tot timpul de acord cu celălalt. Absolut. Da? Înseamnă că e ceva, că scârție ceva. Nu, nu. Deci lucrurile trebuie spuse pe masă, da? Intri în cameră, te omori, ieși de acolo cu temele făcute și așa pleci. Dar nu-mi văzut lumii. Da, absolut, absolut. Cazul restrâns, ce noi n-am avut la afară discuții și certuri, nu eu cu el, cu toată lumea, că sunt păreri diferite, sunt tensiuni, sunt momente grele pe care trebuie să le depășești și creează, momentele grele creează tensiune, da? Important este respectul. Eu să-l respect, îi respect munca, da? El să-mi respecte munca, că vedem lucrurile diferit. La finalul zilei, a anului, anului competițional, tragem linie și vedem. Bun, înainte de ultima rubrică, te voi pune să alegi între niște lucruri foarte simpatice, sper să-ți placă, mai ales că am ales câteva pe placul tău. Vreau să vedem un moment dedicat sponsorului nostru, celor de la Betano. Haideți să ne uităm, fiți atenți la ceea ce comunică ei. Activează modul multiplu cu extra câștig de la 3 selecții până la 70%. Betano. Jocul începe acum. Bun, și acum rubrica alegeri pentru Giga Popescu, să vedem ce alege din ce oferim noi. Bun, hai să ne întoarcem, Giga, aici. Deci avem așa, pescuit la răpitor, fii atent, la răpitor, staționar sau oceanic? Staționar. Staționar. Deci tu ești să faci, să nădești, să... Eu când merg la pescuit și îmi place enorm să merg la pescuit... De când erai mic știu că erai pescuit. Tata mi-a pus lanseta în mână, urmăresc două lucruri. Primul, liniște. Liniște. Deci tu te duci acolo să scapi de lume. Nu mă duc să dau la răpitor, să stau, să așa am probleme de la sală cu cotul, dar să stau să fac scurtă la mână. Bun. Deci îmi iau barca, mă duc... Mă așez undeva, arun setele și stau și mă liniștesc. Nu prea merge telefonul, ceea ce mulțumesc Dumnezeu, dacă nu vrea sună telefonul. Și iubesc enorm natura. Bun, deci, place natura. Deci stacionarul este stacionarul. Varianta e ideală. Da, sigur. Pe oceanic ai fost, bănuiesc. Da, am fost. Am fost, dar durează puțin, 2-3 ore, mergi. Aici imagine, da? Lași și momeala în spatele bărcii, plutește și dacă vine... Ok, dacă nu... Dacă nu stai și bei o bere și te uiți. Bun! Next! Vin românesc, vin franțuzesc, vin italienesc sau vin spaniol? Te știu mare, iubitor de vinuri. La noi s-au făcut progrese uriașe în România. Sunt foarte multe crame excepționale cu vinuri de cea mai înaltă calitate. Prefer vinul spaniol pentru că e o gamă atât de mare, dar crede-mă că avem vinuri care se bat, noi românii, vinuri care se bat cu marile crame de afară. Aha. Ba. Dar mie îmi place... Tu ești cu spanioli. Îmi place vinul spaniol. Ai rămas din perioada foarte mult, Barcelona? Până și Van Hal spune că cel mai bun vin roșu este vinul spaniol. Ok. Sunt de părere, dar... Revin la vinurile noastre românești, sunt excepționale. Multe da, dintre ele. Știu că ești un, da. Ești un tip rafinat la vinuri, adică nu că ești un băutor de ăsta ocazia. Beau ești un la tip... masă. Da, știi vinuri. Da, știu vinuri pentru că m-am și documentat din Spania. Când am jucat în Spania am început să mă preocupe, că să încerc să aflu dacă tot beau un vin bun, măcar să știu ce beau. Ce beau. Da, și am tot citit, mă rog, și... Am mai și învățat. Bun. Ce urmează? Avem așa. Paste. Am luat de unde ai jucat. Paste, paella, fish and chips și bratwurst. Am luat și bratwurstul de la nemți, că la Hanover. Pastele. Paste. Sunt și un bucătar exquisit
la paste. Da? Serios? Le faci cu toate nebuniile, cu... Sunt profesor la paste. Al dente, normal, și după aia... Al dente, da, să nu mai trebuie să... Știu că în Italia, ți-au, la Lecce, ai... dădeau multe paste, știu, din ce mi-aduc eu aminte. În Italia am învățat cel mai mult să gătesc paste, dar eram pasionat de bucătărie dinainte, din totdeauna am plăcut să gătesc. Ți-a plăcut să gătesc? Mă relaxează enorm să stau în bucătărie să gătesc, mult de tot. Dar ai hobby, adică asta mi se pare, știi, pescuit paste, adică e o chestie foarte importantă să aibă omul hobby-uri în general, mi se pare să găsească o evadare, oricare ar fi aia. Pescuitul, plimbatul cu barca, îmi place să gătesc, mult îmi place să gătesc. Și în continuare mișcare, pentru că tu faci multă mișcare. Zilnic, două ore. Lumea trebuie să înțeleagă importanța mișcării. Nu există. Să rămână activă, să... Uitați-vă cum arată Popescu. Popescu arată așa nu pentru că... Ok, are și un organism bun, dar arată așa pentru organismul că... Organismul pentru că l-am cultivat. Da. Și zilnic la sală, alimentație odihnă. Toate sunt importante. Nu merge una fără cealaltă. Da. Să te antrenezi, să te alimentezi, asta nu înseamnă să mănânci mult. Alimentație nu înseamnă, înseamnă a mânca puțin și calitativ. Și sănătos. Și sănătos, da? Da. Și odihna. Da, odihna e sfântă. Eu nu există noapte în care să dorm mai puțin de 8 ore. Nu există. E mare lucru. Și asta e un lucru incredibil. E să mare lucru. E mare lucru să poți să dormi. În închisoare ai putut să dormi? Arată 12 ore, 10 ore, rupeam. Rupeai. Da. De aici. Da? Ce mai avem? Următoarele. Audi, BMW, Mercedes. E unul, dar nu... Alta? Păi nu, nu, este una de aici, dar n-aș vrea să mă... Probleme cu sponsorii? Sponsori. Ce tare e asta! Am una de aici, dar nu pot să zic de sponsor. Da. BMW. Poftim. Ai sponsor. Am ales. E bun sponsorul. Sunt profesionist. Am înțeles. Doamne, ți-ai făcut treaba impecabil. Ok, bun. Trecem la următoarea, că aici n-ai sponsor. Aici n-am sponsor. Vacheron Constanta, Patek Philippe, Audemars Piguet. Nu știu dacă ești cu ceasurile. Sau dacă ai fost cu ceasurile. Da, nu sunt... mare pasionat. Rolex. Rolex. Deci tu ești cu Rolex-ul. Da. A, mă scuzați. N-ați văzut gestul domnului Popescu care a făcut așa? Nu, da, Rolex. Am înțeles. Rolex. Bun, deci e de Rolex. E om de Rolex. E, și acum încep personajele. Hai să vedem personajele. Oameni cu care ai jucat. Gereț, Belo, Bülent Korkmaz am luat dintre apărători. Couto, Blanc. Bun. Prieten, Blanc, prieten Couto, prieten Gereț, prieten Belo, am jucat cu el, Bülent am jucat cu el. Din ce unghi să aleg? Alegeți tu care cu care ai fost cel mai compatibil, dacă vrei, în joc. Ah, ok. Alături de care alături de care te simțeai cel mai în largul tău? Belo. Belo, da. De ce? Păi Gereț era fundaș dreapta. Da. Nu aveai... Couto, eu jucam mai mult mijlocaș. Știu că jucai mijlocaș. Laurent Blanc, la fel. La fel. Bun, nu mă gândeam că aveați, Laurent, că e foarte important mijlocașul relație, defensiv. O relație fantastică cu Laurent. Cu Blanc. Da, cu Blanc. O relație extraordinară. Și, nu. Și Bülent, pe același nivel cu Belo. Cu el am și câștigat trofee importante cu Bülent. Da. Mă gândeam că totdeauna legătura dintre mijlocașul defensiv și fundaș este foarte importantă. Belo, când jucam cu Belo, jucam mijlocaș. Jucai mijlocaș. Și jucam în spate. Da. Da. Cu Bülent ai jucat pe în linie. Eram perechea de fundaș central. Da. Cu Bülent, în anul când am câștigat cupa UEFA, în vară a zis că el pleacă la echipă, că vrea bani mulți și tărimea a zis, mușchește-te. Și a stat 6 luni de zile fără echipă. Eram... în ianuarie, noi cred că avusesem un eveniment eu cu Gică și am plecat mai târziu cu câteva zile în cantonament. A venit directorul sportiv și ne-a luat de la aeroport și pe drum îi spun Mete, zic, băi, nu mă simt bine, mă, cu niciun fundaș central. Primiți-l înapoi pe Bülent, mă simt cu el extraordinar. S-a dus și a spus lui
lui Fatih Terim, m-a chemat Fatih Terim, mi-a zis, mister, cu el mă simt cel mai bine. L-a chemat în cantonament în Elveția și în mai am câștigat Cupa UEFA, am de făcut un pereche de fundaș central. Ce poveste frumoasă. Ok, deci rămâne Bello. Hai să vedem, care atacant ai jucat cu ăștia trei, au fost diavol toți? Adică nu... Da, mi-e greu, mi-e greu. Poate juca Ronaldo. Ronaldo, fenomenul. Ronaldo, da. Pentru că am jucat cu el la nivelul cel mai înalt la Barcelona și la Eindhoven puțin, dar anul pe care l-a făcut la Barcelona în perioada când jucam împreună a fost cel mai bun an din carieră și n-am cum să nu... N-ai cum să nu-l alegi pe el. Să nu-l aleg pe el, da. Romario, trei ani împreună, senzațional. Da, Klinsmann, un mega profesionist. Da. Mega profesionist. Ce atac aveați la Tottenham, Klinsmann, Sheringham. Doamne, Tottenham, Sheringham și Nick Bambi. Și Nick Bambi. Super. Da. Deci fenomenul. Uite, uite din acest punct de vedere, consider că am fost un privilegiat. Cei trei, Stoichkov, Figo, Balon de Aur, da, alături de care am jucat. Senzațional. Mai vorbesc la Lincoln, Kift. Vim Kift, da, 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 da. Hakan Şükür, monstru. Da. Jardel, Leneșul de Jardel. Mm. Nu eram... Mm. Bun. O băga în poartă. O băga în poartă. Dar n-avea calitatea asta. N-avea. Rafinamentul ăsta. N-avea. Bine, nici Jürgen nu era... Jürgen nu-i cu ăștia doi. No, no. Sunt ăștia doi, ăștia doi. Schimbau meciurile. Jürgen avea nevoie de echipă. Absolut. Urmează. Antrenorii de la club. Ai zis, Cruyff. 1, 2, 3. Da, respect pentru toți. Cruyff rămâne pentru că el... Am o, așa, o simpanie aparte, însă respect pentru toți ceilalți. Pentru toți ceilalți. Neamircea este... Neamircea este antrenorul care m-a făcut să mă simt din punct de vedere fizic cel mai bine. Și aveam în 2000, la Venusul aveam 33 de ani. 33 de ani. Niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic mai bine ca în acea perioadă în care Neamircea a fost antrenor. Fără preparator fizic. Nu aveam preparator fizic. Ce contribuție? Apropo, știi că zice Ilie Dumitrescu de contribuția lui cu Tottenham. Ce contribuție ați avut voi la aducerea lui Lucescu? Le-a spus și lui Neamircea. Acum nu știu dacă se va supăra dacă o spun, dar o spun că așa s-a întâmplat și zic că e martor. Când a plecat Terim, eu cu cei am prelungit contractele cu Galatasaray, în cantonamentul echipei naționale din Belgia-Olanda era, campionatul european. Plecați Fatih Terim și prima propunere a lui Galatasaray, Hagi antrenor jucător. Prima propunere. Da? Gică din avut să audă. Și eu am zis, hai mă, că... Oricum noi l-ajutam enorm pe Fatih Terim. Țineam vestiarul. Hai, nu, eu nu amestec lucrurile. Bun. Am semnat, jucătorii amândoi am prelungit. Încă 2 ani, cred. Sau 3 ani am prelungit, nu știu. Și întreabă Gică, dar pe cine aduceți în locul lui Terim? Păi pe Fernandez, pe nu știu mai care. La care Gică le spune? De ce n-aduceți unul din Balcani de aici? Că avem o grămadă de antrenori buni. Da? Păi pe cine? Gică spune pe Iordănescu. Păi, ok, cum dăm de Iordănescu? Păi zi, las că vă aranjez eu. Și sunt pe Giovanni și zic, băi, uite, așa. Nepuiu. A doua zi ne sună, domne, nu reușim să dăm, nu. Păi ce facem? Păi propuneți-l pe Lucescu. Vorbește franceză. Dar la Tasare, un club de elită, unde toată lumea vorbește franceză, acolo. Păi, da, mă, dar, păi, propuneți-l. Îl sun pe băiatul... pe ginerile președintelui, Burac. Tu ai zis să-l propună pe Lucescu? Gică. 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 Spune, ok. Păi, nu, Giovanni a zis. A, Giovanni. Propuneți-l pe Lucescu. Propuneți-l pe Lucescu, era la Rapid. Nea Mircea. Bă, păi am zis de Neapuiu. Nu e, da? Îl sun pe... Dan Petrescu e martor. Îl sun pe Burac, care era în conducerea clubului și spun, băi, uite, nu reușim să dăm de domnul Iordănescu, voi vă grăbiți. Aceea e o variantă la fel de bună.
Mircea Lucescu a antrenat la Inter, vorbește limba franceză, un tip foarte, foarte serios, a vorbit un sfert de oră. Păi și cum facem? Păi luați numărul de telefon, sunați-l pe Giovanni. Asta era astăzi seară, a doua zi seara a semnat la Hotel Intercontinental contractul cu Galatasaray. Deci s-a intermediat prin voi, practic. Noi, da. Și după ce Hagi refuzase... După ce Hagi refuzase să fie antrenor-jucător. A fost propunerea lui Gică, ambele, și Neapuiu, și dacă noi deschideam gura... Se întâmplau lucrurile acolo. Se întâmplau 100%. Noi doar ce prelungisem contractele... Dar nu doar asta. Când v-ați dus acolo, ați schimbat clubul. Nu, dar voi le-ați schimbat clubul. Adevărul poate să spună... Și e meritul lui Fatih Terim pentru că a ascultat, ne-a văzut că suntem foarte bine intenționați, veneam de la nivelul la care veneam și eu și ei de la Barcelona, eu eram capitan Barcelonei când am venit la Galatasaray și ne-a văzut că nu ne-am venit acolo pentru bani. Da. Câștigăm foarte mulți bani de altfel la Istanbul și am venit pentru că eram profesioniști, vreau să facem performanță și am făcut performanță la Galatasaray la nivelul cel mai înalt. Absolut. Bineînțeles că la început partea materială a contat enorm, pentru că atunci când pleci de la echipă gen Barcelona, din vest, trebuie să-ți dea cineva banul ca lumea. De 3 ori, da. Cât ai luat acolo, altfel nu pleci. Logic. Da? Și noi am câștigat bani, am făcut performanță, am lăsat o amprentă importantă în fotbalul turcesc și el are un merit extrem de important, Fatih Terim. Și așa ajunge Nea Mircea. Da, după aceea, eu i-am spus povestea la un moment dat, când însu spunea că l-a adus nu știu cine, zic, băi, nemerge, crede-mă că ăsta e adevărat, adevărat. Penultima alegere, colegii de... Ambi. Diferiți. Diferiți. Ei, ca personaje, sunt diferiți. George vine într-o altă... perioadă, el credea când eram acolo, credea că este la el la Crown Plaza. Și că vă organizează. Băi, nu ești la Crown Plaza, ești aici, la aici se tot la fel, nu e la Crown Plaza. Deci el nu înțelesese că trebuie să uiți cine ai fost afară. Da, nu, zic, George, nu stai la aici, nu sunt eu, nu știu unde, tu nu ești, aici suntem toți la fel. Da. Trebuie să ne... Să ne susținem, să trecem cât mai repede și cât mai bine pe perioada asta. Cu asta am râs enorm și de atunci ne leagă o relație așa de respect incredibil. Nu știu dacă m-aș putea certa cu el vreodată. Dacă nu v-aș certat anul trecut când ați fost la titlu farul cu FCSB? După meci m-am dus la el în loge. Dacă nu puteți vorbesc, nu? Da, și vorbea la telefon. Da. Am pupat-o pe Teodora și am pupat-o pe Teodora, l-am pupat și pe Meme pe cap, era băgat în scaun și vorbea la telefon. M-am întors, am plecat și după o săptămână mi-a scris și cer scuze, a zis că era abia atunci așa revenit. Da. Era de înțeles. Cred. Ultima alegere, selecționerii. I-ai avut pe toți selecționerii, inclusiv pe Gică, te-ai întors pentru Gică la Națională. Cele mai mari rezultate cu Neapuiu. Cu Neapuiu. Chiar crezi că ai jucat mai bine în 90 sau în 94 la Mondial? 90. 90. Cel mai mondial pe care l-am făcut. Ai fost peste 94-90. A fost uriaș în 90. 90 ai jucat excepțional. Baresi m-a declarat cel mai bun jucător, cel mai bun libero al campionatului din Italia. Baresi, dacă el m-a declarat carieră, jucam pe același post. Da, a fost cel mai bun turneu final, dar în Neapuiu am lucrat mai mult timp la echipa națională și am făcut cele mai bune performanțe. Zic că era la început atunci, eu cred că... Te-a durut și pe tine că a fost lăsat singur atunci? Era normal. Pentru că el povestește mereu, băi, am fost, nu se poate să fiu lăsat singur după meciul ăla cu Slovenia. Da, s-a întâmplat lucruri răte în vestiar și el, pentru ce reprezenta pentru fotbalul românesc, pentru ce făcuse pentru fotbalul românesc la echipa națională, nu merita un astfel de tratament. Trebuia să vină lumea acolo, în vestiar, să zică, băieți, asta este, că am pierdut așa cum am pierdut, știți foarte bine, meciul din Slovenia, penalti uriaș la Mutu, ratări, am avut 30 ceva de șuturi către poartă, am jucat foarte bine, n-a vrut să intre acasă, când am ajuns, a început ploaia torințială, s-a oprit după meci. Da.
n-a fost să fie, da? Și nu poți să-l lași pe Gică. Trebuie să fii lângă el, să-i dai continuitate. Poate nici el nu era pregătit atunci pentru echipa națională, că nu avea experiență și sunt convins că acum, dacă ar merge la echipa națională, ar fi mult mai pregătit decât a fost atunci și la început. Dar știi că Gică iubește enorm, enorm echipa națională. Mereu a iubit-o și ca jucător și acum o iubește la fel de mult și n-a putut să spună nu. Și cu Piții, plecarea lui Pițurcă de la Națională, regreți momentul ăla, episodul ăla? L-aș face diferit acum. Ce ai schimba? N-aș mai fi avut poziția pe care am avut-o atunci. Ați fost radical? Da, radical. Și nu, radicalism nu e bun. Și aș face lucrurile diferit acum. Adică crezi că dacă ai fi fost acum, cu mintea de astăzi, în vestiarul Naționalei, mergeați cu Pițurcă la Euro? Cu siguranță. Nu aș fi avut poziția pe care am avut-o atunci. Vremuri și vremuri. E mare lucru când cineva își dă seama că cred că doar așa poți să progresezi, când îți dai seama până la urmă de erorile pe care le-ai făcut. Nu, repet, aș face lucrurile diferit. Gică, spune-mi în final, pentru că urmează, da, s-a lansat film, urmează un meci, ultimul vostru meci, nu știu de ce e ultimul vostru meci, eu cred că pentru că va fi ultimul. Da, dar acum restul mai puteți să jucați, de asta vreau să zic. Nu mai merge, Silviu, știi cum e? Noi am fost prea buni și prea frumoși, așa, ca grup, ca echipă, să ne târâm pe teren, ce să facem, să mergem, să mai jucăm câte 10 minute, un sfert de oră, nu mai merge. Dar n-ați avut niciodată șansa să conduceți fotbalul românesc. Ok. Crezi că o să aveți? Nu cred. S-a terminat? Pentru mine s-a terminat. Nu pentru generația voastră. Tu crezi că vreun om... Cine? Te întreb, nu știu, Lupescu, nu știu cine. Păi, câte știu eu, eu nu vreau să mai audă, eu nici atât. În rest, cine ar putea... Ceilalți sunt antrenori? Deci s-a terminat. S-a terminat. Ok. Și... Vorbește-mi de... Nu știu, s-a terminat din punctul meu de vedere. Ceilalți poate să facă ce vor, poate să candideze, poate să se bată, poate să... Fiecare cu proiectele sale personale. Eu nu mai vreau să aud. Adică... Te antrenezi pentru meci? Eu mă antrenez zilnic pentru mine. Da, bun, dar acum din, o să faci... Din aprilie o să începem cu toți. Două luni de zile, dar nu așa ca antrenamente cu... Pentru că s-ar putea să nu mai avem cu cine să jucăm în 25 mai. Să ne rupem cu toții, să chemăm pe aia pe afară săraci să joace singuri. Da. Nu, dar așa, știi cum, o alergare, un 5 contra 2... Ți-e dor de vestiarul ăla, să stai în vestiarul ăla? Mult. Cu toți? Mult. Și de asta vreau să ne reunim de două, de trei săptămâni, fiecare cum are timp, știi? Să petrecem timp împreună, pentru că nu se va mai întoarce. Va fi ultima dată când vom sta într-un vestiar împreună și hai, oameni buni, să ne aducem aminte, să petrecem momente, să râdem împreună, pentru că pe 25 mai, la ora 10 și un sfert, închidem prăvălia definitiv. S-a închis prăvălia definitiv. Definitiv. Eu nu voi mai îmbrăca niciodată tricou echipei naționale după acel meci. Stop! Și crede-mă că și uite-te și la burțile unora dintre colegii. Nu vrei. Vreau să mă uit la burți, păi vorbind de burți. Ca să înțelegi de ce pentru ultima dată împreună. Am din cauza asta. Gică, mulțumesc mult, mă bucur mult că te-am avut și că am povestit și cred eu că lumea s-a bucurat de, dacă vrei, de la început de ce a însemnat chinul ăsta în viață să ajungi unde ai ajuns. Știi, și practic viața ta a fost un roller coaster de ăsta, așa, știi, cu pornit de jos, cu suișuri, la un moment dat cu niște coborâșuri, și acum ești unde ești și e mare lucru să fii aici și e mare lucru să te fi avut invitat în podcast. Mulțumesc, în o plăcere pentru mine. Mulțumesc, Gică Popescu, mulțumesc, prieteni, rămâneți cu noi, sper să vă fi bucurat de episodul de astăzi, eu unul sigur m-am bucurat. La revedere!